Să se dea drumul și la înregistrare. Să rămână părinte, Doamne ajută, bună seara tuturor. Bună seara, Suntem tuturor! Bună seara, George! în sfârșit la o nouă emisiune pe DOR TV, post co-înființată de către noi. Cu o mare bucurie mi-ați adus această veste, pentru că eu n-am avut parte de o echipă tehnică să pună pe picioare un asemenea proiect ambițios. De ce spun asta? Pentru că noi suntem persoane curajoase și din punct de vedere al credinței, dar și din punct de vedere civic, și asta o dovedim zi de zi. Dar fiind pe tărâmul credinței, trebuie spus telespectatorilor titlul acestei emisiuni și o să vorbim de aceea despre persecuțiile creștinilor care mărturisesc împotriva sinodului din Creta. Așadar, nu este încă lămurită această chestiune. Oamenii nu-și dau seama despre pericolul generat de acest sinod și mai cu seamă oamenii, persoanele din sfera creștin-ortodoxiei nu conștientizează nici măcar acum, după 8 ani, nu-i așa, părinte, de la acest sinod. Dumneavoastră ați avertizat înainte de petrecerea sinodului și sunteți un mărturisitor consecvent și aveți merite deosebite în a stopa prezența anumitor fețe bisericești la acest sinod. Era să zic spurcat sinod, dar nu vreau să-mi fac păcate, nu știu. Vă las pe dumneavoastră să etichetați acest sinod. Unii spun pseudo-sinod, minciuno-sinod și așa mai departe. Vă ascultăm, părinte. Da, mulțumesc, George, mulțumesc pentru introducere. Da, iată, au trecut atâția ani de la acest minciunos sinod din Creta. Foarte puțin s-au trezit, foarte puțin au înțeles și foarte puțin sunt cei care, pe care îi interesează mântuirea sufletului. Pentru că în momentul în care îți dai seama de gravitatea rămânerii în comuniune cu un astfel de sinod, nu ai cum să rămâi în comuniune cu el. O să începi să mărturisești, o să începi să te îngrădești, dar nu vei rămâne într-o comuniune cu sinodul. Pentru că titlul emisiunii este acesta, și anume persecuțiile pe care le îndurăm. Persecuțiile sunt de înfelurite moduri și de multe feluri, ca să spun așa. Și iată, aș vrea să încep, de exemplu, chiar cu ultima chestiune. Da, deci iată, pe Facebook, de exemplu, domnul Iacov Alexandru zice, lucrează la SRI, Serviciul Român de Informații, locuiește în Cluj-Napoca, zice, îi spun, dacă este să mă uit chiar pe Facebook, așa, la respectiva postare, așa, uitați cam ce se vehiculează, ca să înțelegeți despre ce este vorba. Și am să-i tu puțin pe Facebook. Să vedem la postarea. Vedeți, a fost acest atentat în Rusia, da? Pe care l-am văzut cu toții și am scris acum 2 zile, Dumnezeu să binecuvinteze poporul rus ortodox. Da. Iată ce scrie acest individ. Acest neam de demon nu iese din unii decât cu rugăciune și cu post, a scris el. Iar eu am răspuns. Folosește expresii adăugate. Nu există acest pasaj în textele originale. Ar trebui să fii circumspect în a folosi expresii controversate din Noul Testament, atâta timp cât te lauzi că lucrezi într-un serviciu important al statului român. Apoi, prin expresia folosită în acest context, instigi la ură împotriva altui popor. Aceasta este și mai grav. Deci, vedeți această instigare la ură, nu? Gratuită față de un popor, față de un neam, nu? Față de poporul rus, care este fratele nostru. Poporul rus este,
este fratele nostru în credință. Noi avem același sânge, sângele lui Hristos cu acest popor, așa cum avem același sânge cu poporul grec, cu poporul sârb și cu toate popoarele ortodoxe, pentru că noi, cei care suntem ortodoxi, formăm același popor. Da? Aceasta este extrem de important de reținut. Și iată că respectivul răspunde: nu mă laud cu nimic, singurul instigator în toată povestea asta ești tu, așa, care îți bagi joc de credința unor oameni în anumiți sfinți. Canonizat sau nu, și tu ești singurul care instigi oamenii la tot felul de prostii, fără niciun rost și fără niciun sens. Așa că, după ce că ești pe nicăieri, mai faci și pe Mihai Viteazul când ești corigent la istorie, zice el. La care eu îi răspund următorul lucru și spun: ai argumente în ceea ce afirmi? A contesta dogmele bisericii este grav și ne arată a fi eretici, dar a contesta cu argumente personaje care sunt numite de unii ca sfinți, personaje care nu au trecut de primul criteriu, de primul test al sfințeniei, și anume ortodoxia credinței, este un semn de sănătate etică ortodoxă. Și iată ce răspunde domnul Iacob Alexandru, care pretinde acolo că lucrează la SRI: și dacă vrei să mă laud cu adevărat, vezi să nu caut puțin prin arhive. Să știe și alții cât de drept și cucernic ești tu. O să-ți cam piară zâmbetul. Vedeți, aceasta este o amenințare pe față. Și iertați-mă, părinte, mie mi se pare chiar o hulă împotriva Duhului Sfânt, pentru că vă tutuiește, vă ia peste picior. Deci dacă într-adevăr este de la SRI, este extrem de grav, îngrijorător și revoltător, pentru că aceste instituții ar trebui să ne apere. Ce e rău ca un proto-presbiter, un preot, un creștin ortodox să binecuvinteze, da? Că acesta e harul lucrător. Adică ce are misiunea aceasta de a face interdicții sau... Dar SRI-ul, nu știu, e de capul lui sau ce bănuiți că este în spatele acestei acțiuni? Nu, eu nu pot să bănuiesc ceva pentru că n-am de unde să știu. Eu am făcut o plângere, am numit o plângere, amenințare din partea unui agent SRI la adresa mea, cu semnul întrebării, către SRI. Da? Și am zis așa: bună ziua, am primit astăzi, în data de 29.03.2024, pe Facebook, amenințare la adresa mea din partea lui Iacob Alexandru într-un comentariu. Conform profilului său de Facebook, este angajat la SRI și locuiește în Cluj. Din postura de angajat al SRI, el scrie sub formă de amenințare următoarele. Și aici am pus așa și am dat screenshot. Doresc să primesc un răspuns din partea dumneavoastră ca instituție a statului român, pusă în slujba apărării cetățenilor și a patriei noastre, cu privire la legitimitatea acestei abordări în spațiul public. Fie că este, fie că doar pretinde a fi lucrător în SRI, punând în pericol încrederea în această instituție. Cu deosebit respect, protoprezbiter Matei Vulcănescu. Iată, aceasta a fost întrebarea mea, pentru că nu amenințarea în sine m-a... cât faptul că cineva care pretinde a lucra într-o astfel de instituție a statului își permite să facă astfel de afirmații în public. Că da, ce să caute, ce să găsească și ce să facă. Astea sunt așa... Părinte, deci amenințarea când a fost și dumneavoastră când ați trimis scrisoarea? Da, deci pe 29 martie... Amenințarea a fost pe 29 martie 2024. Deci asta, ca să spunem așa, ieri. Da. Da. Și tot ieri ați transmis acea scrisoare către SRI. Și tot ieri am trimis acea scrisoare către SRI, da. Da. Și niciun răspuns până acum. Până în prezent, probabil că o fi sâmbătă, duminică, da. Păi, stați puțin, serviciile ne înregistrează inclusiv această emisiune, acum, aici și acum. Sunt omniprezenți. Ăștia se cred un fel de Dumnezeu, să nu fie cu nu, păcat. Nu știu, probabil că au
au relațiile cu publicul în anumite ore, de luni până vineri, până la ora 4, cine știe. Dar noi nu putem să tragem nicio concluzie până când nu primim un răspuns oficial din partea Serviciului Român de Informații. Corect, dar dacă într-adevăr ar fi cineva de la SRI, dacă nu e, e cu atât mai grav că cineva abuzează de o falsă identitate, așa, cu siguranță în spate, nu știu, stau alte servicii străine, să menționăm că noi am amintit asta în emisiune și am și demonstrat că CIA-ul a orchestrat sinodul din Creta. Apoi, Biserica Ortodoxă Română nu este străină de asemenea hărțuiri, dar dumneavoastră ați făcut de asemenea scrisori către Biserica Ortodoxă Română, pentru că, nu știu, este o ingerință cumva neavenită, dacă îmi permite să spun așa, pentru că sunteți, nu știu, poate nu strică să faceți un scurt istoric, pentru că ați fost ați aparținut de Biserica Ortodoxă din Grecia și acum de Biserica Ortodoxă din Marea Britanie. Merită să menționați, vă rog. Da, dacă vorbim de anul 2015, în anul 2015 am primit... când am început să vorbesc, am primis scrisori în problema recunoașterii monofiziților, da, de către Biserica Ortodoxă Română. Răspunsul la aceste scrisori, da, a fost faptul că au început să pună presiuni asupra mitropolitului meu, până la a se da un comunicat, da? În care acest comunicat, eu l-am am scris despre acest comunicat, și la, deci, comunicat dat de Mitropolia Muntenei și Dobrogei cu privire la situația mea. Și iată cum sună acest comunicat. Întrucât au existat unele tulburări provocate de comportamentul și activitatea desfășurată de preotul Matei Vulcănescu. Despre ce este vorba? Despre comportament și activitate. Da? Este vorba despre faptul că eu am scris scrisori către Patriarhul României și către Sfântul Sinod, da? Pentru a se rezolva această problemă spinoasă. Și anume faptul că în 1994 Biserica Ortodoxă Română a semnat un acord numit Acordul de la Chambéry, în care sunt recunoscuți monofiziții, adică cei condamnați de sinodul 4 ecumenic, 5 ecumenic, 6 ecumenic și 7 ecumenic, care consideră că Iisus Hristos are o singură fire. Au fost condamnați pentru că au fost condamnați la aceste sinoade. Biserica Ortodoxă Română în 1994 adoptă un dialog pe platforma Consiliului Mondial al așa numitelor biserici. Un dialog care nu face altceva decât să... Deci este adoptată ideea că acești anticalcedonieni sau monofiziți sunt de fapt ortodoxi. Da, deci ceea ce este extrem de grav. Iar eu am sesizat acest lucru, am sesizat Patriarhia Română asupra acestor aspecte. Ei, pentru că am îndrăznit să sesizez lucrurile acestea, pentru că am îndrăznit apoi să sesizez Patriarhia Română legată de Mitropolitul Nifon al Târgoviștei, care mergând la Busan în Coreea a făcut afirmații ecleziologice extrem de grave. Anume, în ce an era aceasta? În ce an? Vorbim de anul 2014. Deci anul 2014. Deci iată că am sesizat Patriarhia Română asupra afirmațiilor grave făcute de un mitropolit al ei, arhiepiscopul Târgoviștei, pe nume Nifon Mihăiță, care a afirmat la Busan că nu cunoaște în care sunt granițele bisericii. Aceasta este împotriva ecleziologiei Bisericii Ortodoxe, care spune clar că granițele bisericii sunt granițele Bisericii Ortodoxe.
Deci, iată, pentru această sesizare pe care am făcut-o, da? Am primit din partea Mitropoliei Munteniei și Dobrogei următorul temei, temeiul numărul 8825 pe 23.07.2015. Deci, iată, în 2015, referatul Cancelarei Sfântului Sinod, prezentarea comportamentului și activității desfășurate de preotul Matei Vulcănescu de la parohia Panagia Odihitria Pireu, Grecia, în unele eparhii din Patriarhia Română. Da. Ținând seama de concluzia referatului, deci la ce eparhie se referă? Se referă la Arhiepiscopia Tomisului, în primul rând. Da? La Arhiepiscopia Tomisului, unde în colaborare cu un alt preasfințitul Teodosie, adusesem atunci în acel an pe Mitropolitul Serafim al Pireului, care a făcut predici împotriva masoneriei și a ecumenismului. Apoi am adus acolo pe părintele Teodoro Zisis, care a predicat împotriva ecumenismului. Am adus acolo pe părintele Gheorghios Metalinos și pe domnul Dimitrie Tselenghidis, profesor de dogmatică la Universitatea Aristotelică din Salonic, și pentru aceste motive, deci pentru acest comportament, da? Așa zis, deci pentru acest comportament, da, care s-a făcut referatul respectiv, ținând seama de concluzia referatului Cancelarei Sfântului Sinod, primirea acestui cleric în cadrul unor evenimente bisericești sau pentru slujire aduce atingere cooperării și conlucrării dintre ierarhi, dar și imaginii Bisericii Ortodoxe Române, atât în țară cât și în afara granițelor țării. Având în vedere intervențiile următorilor ierarhi, și aici sunt puse numele, sunt toți ierarhii din Mitropolia puși, în alt preasfințitul Părinte Mitropolit Onorific Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, care este și cel care a făcut, de fapt, este inițiatorul, în alt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nu are nicio treabă în al preasfințitul Teodosie, doar că a fost laș, în sensul că nu a luat atitudine să mă apere, ci pur și simplu a tăcut din gură și a mers pe blat, deși el era complice, ca să zic așa, cu mine. În al preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vranciei, și preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. În urma discuțiilor care au avut loc, Sinodul Mitropolitan hotărăște ca preotul Matei Vulcănescu de la parohia Panagia Odighitria Pireu, Grecia, să nu fie primit în comuniune în nicio parohie, mănăstire sau schit din cuprinsul eparhiilor din Mitropolia Muntenii și Dobrogei, în cadrul unor evenimente bisericești sau pentru slujire. Hotărârea adoptată, deci iată, aici avem această hotărâre, hotărârea adoptată de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Muntenii și Dobrogei, a fost transmisă tuturor eparhiilor din Mitropolie, precum și sectoarelor administrativ-bisericesc, exarhat și inspectorat al Centrului Eparhial București, care au formulat o circulară pentru Arhiepiscopia Bucureștilor, da, trimisă în teritoriu și pusă în aplicare. Asta vedem pe bazilica.ro. Da? Deci iată o circulară, cred că este prima dată în istoria Bisericii Ortodoxe Române, când un sinod mitropolitan face o astfel de circulară. Da. Iată, asta este o persecuție, nu? A face o astfel de circulară. Vreau să lămurim că ați spus complice, că a fost în al preasfințitul Teodosie, în sensul bun al termenului. Păi, da, a fost complice, adică această circulară vorbește nu, despre... Nu, complice cu dumneavoastră, nu, dumneavoastră ați făcut și anumite conferințe la care a participat sau a fost de acord cu acelea. O să vreau să facem o retrospectivă. A fost gazda. Așa, da. Deci, el a fost gazda acestor conferințe.
pe care le-am amintit mai devreme, și anume conferința din 2014, în care a participat părintele Gheorghios Metalinos și părintele și domnul Dimitrie Tselenghidis, o conferință antiecumenistă la care au participat studenții teologi în principal din Tomis, da? Și a participat și preasfințitul Nicodim de Strehaia, da? Așa, apoi Eu vreau să facem o retrospectivă. Deci dumneavoastră, de când ați început să faceți aceste sesizări, cam câte au fost și în calitate, bănuiesc, de preot creștin ortodox, adică proto-prezbiter, nu? Exact. În calitatea aceasta ați făcut sesizările. Bineînțeles, da, bineînțeles. Așa, să le reamintim telespectatorilor că dumneavoastră ați organizat multiple conferințe în România. Ne puteți spune aproximativ un număr al acestor conferințe care au adus multă plus valoare în ceea ce privește învățăturile creștine pentru o lămurire corectă. Așa, exact. Chiar mi-am notat aici și să vă citesc pentru că toate sunt trecute aici și am să le trec în revistă pentru că le-am notate și în felul acesta pot să le trec în revistă și să nu uit ceva. M-am bucurat sincer și smerit când am văzut că această excludere ca persona non grata din cadrul Patriarhiei Române este document real și oficial, mai ales că tulburările le-am provocat în cadrul spațiului canonic al Bisericii Ortodoxe Române. Activitatea pe care am avut-o în cadrul Patriarhiei Române a fost una teologico-științifică, de susținere a ortodoxiei într-un mediu românesc viciat de erezie ecumenismului. Această activitate a fost una canonică, cu binecuvântarea chiriarhilor locurilor, a episcopilor locurilor, unde am organizat conferințe în această perioadă de timp. Spre exemplu, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Teodosie al Tomisului, am organizat împreună cu Arhiepiscopia Tomisului conferința Mesajul învățăturii Sfântului Grigorie Palama pentru lumea contemporană, la care au participat părintele profesor Gheorghe Metalinos, profesor emerit al Universității Capodistriene din Atena și decan onorific, și domnul Dimitrie Tselenghidis, profesor al Universității Aristotelice din Salonic. Și poate să se vadă conferința pe Radio Dobrogea.ro. Da. La fel și la Iași. La Iași, vedeți, deci nu numai la Constanța, și la Iași am făcut conferință. Și la Iași, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Teofan al Moldovei, deși nu am fost prezent personal, am mijlocit pentru venirea profesorilor Dimitrie Tselenghidis și părintele Gheorghe Metalinos pentru conferința organizată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei pe tema Probleme pastorale în contemporaneitate, unde a fost lansată și cartea Mărturisesc un botez a părintului Gheorghe Metalinos. Lucrul acesta poate fi verificat pe doxologia.ro, Arhiepiscopia Iașilor, preot profesor Gheorghios Metalinos, profesor Dimitrie Tselenghidis. Tema domnului Dimitrie Tselenghidis de la Iași a fost Credința ortodoxă și viața bisericească. Traducerea textului scris al referatului aparține, al domnului profesor îmi aparține. Poate fi văzut pe doxologia.ro, conferințe, Credința ortodoxă și viața bisericească. Apropo de, scuzați întreruperea, apropo de traducere, dumneavoastră ați făcut un efort deosebit și ați tradus în multe conferințe. Sigur că da. Ați fost translator, printre altele. Bineînțeles, exact. Da. Din greacă, se înțelege. Din limba greacă, exact. Așa. Bineînțeles că temele referatelor domnilor profesori era lupta împotriva ereziei ecumeniste, în special. Mai jos puteți citi textul integral al referatului domnului profesor Tselenghidis. Textul conferinței de la Iași al domnului Dimitrie Tselenghidis, Credința ortodoxă și viața bisericească, în care se arată că trebuie să luptăm împotriva ecumenismului. Tot în Arhiepiscopia Tomisului l-am adus cu binecuvântarea Arhiepiscopului Teodosie pe părintele Teodoro Zisis, profesor emerit al Universității Aristotelice din Salonic la 29 mai 2013. Părintele Teodoro Zisis, unul din marii profesori de teologie ortodoxă în domeniul patrologiei, a fost pentru Dobrogea ca un cutremur spiritual.
La mănăstirile pe care le-a vizitat, a răspuns întrebărilor monahilor și a mirenilor veniți din toată țara ca să-l asculte. Omilia părintelui Teodor Ozisis despre căderea Constantinopolului și panerezia ecumenistă făcută la Catedrala din Constanța. Părintele Teodoros a vorbit despre sfânta și binecuvântata neascultare, despre întreruperea pomenirii episcopilor eretici, despre erezia ecumenistă, despre cipuri, despre deasa împărtășire cu trupul și sângele lui Hristos. Mărturisirea de credință împotriva ecumenismului. Așa, părintele Teodor Ozisis, conferință realizată la Mănăstirea Sfântul Apostol Filip de la Dam Clisi. Cu binecuvântarea și la invitația în altea Sfințitului Teodosie al Tomisului, am ajutat pentru venirea în Tomis a mitropolitului Serafim al Pireului, care a ținut predici împotriva masoneriei, împotriva ereziei ecumeniste, intercreștine și interreligioase, despre cipuri, da? Și semnul fiarei, despre homeopatie ca vrăjitorie. Așa. Și asta poate fi văzută pe ortodoxiacatolica.com. Serafim de Pireu răspunde la problema actelor de identitate cu chip și semnul fiarei. Ecumeniștii ortodoxi, în ghilimele, nu au parte de mântuirea în Hristos, de exemplu. În al preasfințitul Serafim de Pireu spune să rupem lanțurile ecumeniste. Toate aceste conferințe au rămas în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Au avut ca țel trezirea spirituală a neamului românesc, din a cărui familie sunt. Aceasta a fost ultima activitate pe teritoriul Bisericii Ortodoxe Române. Pe lângă activitatea teologico-misionară din România, am mai deschis și blogul ortodoxiacatolica.wordpress.com, în care am publicat scrisoarea întâi către Preafericitul Părinte Patriar Daniel și către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în problema acceptării în 1992 a dialogului de la Șambesi cu necalcedonienii monofiziți, urmată de scrisoarea a doua pe aceeași problemă. Tot în acest site am publicat comunicatele sinaxei clericilor și a monahilor din Grecia, dar și multe alte articole despre lupta antiecumenistă, despre întreruperea pomenirii, despre minciunul sinodului din Creta, etc. De asemenea, am publicat pe blogul personal Ortodoxia Catolică scrisoarea celor cinci mitropoliții Bisericii Greciei împotriva declarațiilor eretice ale arhiepiscopului Nifon al Târgoviștei, dar și scrisoarea mitropolitului Serafim al Pireului, în care se cere condamnarea afirmațiilor arhiepiscopului Nifon. Cinci mitropoliți din Sfântul Sinod al Bisericii Eladei, împotriva hotărârilor Consiliului Mondial al Bisericilor de la Busan și împotriva declarațiilor lui înalt preasfințitul Nifon al Târgoviștei. Sprijin pe părinții care luptă împotriva ereziei minciunilor sinodului din Creta și mărturisesc toate aceste lucruri public. Pe părinții care, datorită marii credințe a dragostei pentru Hristos, au aplicat sfintele canoane ale bisericii îngrădindu-se de erezie și mă rog ca Dumnezeu să mă socotească împreună cu ei și cu toți care se mântuiesc în Biserica lui Hristos. Pentru această activitate, dar mai ales pentru venirea în România a mitropolitului Serafim de Pireu, am fost dat afară din Mitropolia Veriei, Nausei și Campaniei, de către înalt preasfințitul Panteleimonos, mitropolitul care m-a hirotonit. Acolo se pomenea Patriarhul Ecumenic. Am fost primit în Mitropolia Pireului de către înalt preasfințitul Serafim. Am fost informat că sunt acuzat de către Patriarhia Română, după pseudo-sinodul din Creta, printr-o scrisoare oficială trimisă către Sfântul Sinod al Bisericii Grecii, cu alte informații eronate, neverificabile, ca să nu le spunem calomnii. Iată persecuția. Pentru toată această activitate de tulburare a spiritelor tulburate de ecumenism, am fost răsplătit. De aceea îi mulțumesc Patriarhiei Române pentru aceste medalii de aur pe care mi le-a oferit. Pe mine, păcătosul și cel mai mic dintre toți oamenii, este o mare bucurie sufletească această recunoaștere oficială a luptei pe care cu nevrednicie încerc să o duc, încercând prin aceasta doar să-mi fac datoria de preot al lui Hristos. Mulțumesc tuturor celor care au ceva negativ sau calomniator de spus împotriva mea
și le urez să continue această lucrare pe care o consider binecuvântată pentru mine cel mai păcătos și vierme om, care am frica cea mai mare să nu-mi pierd sufletul datorită păcatelor și nelucrării datoriei de creștin ortodox. Mai jos am și scrisoare deschisă către Sfântul Sinod al Beore și Preafericitul Daniel în problema monofizită și scrisoarea a doua către Preafericitul Părinte Patriar Daniel în problema monofizită. Țin să spun un lucru important, faptul că, bine, pe lângă faptul că am fost susținut de către părinții, mari părinți, Părintele Teodoro Zisis, Părintele Gheorghios Metalinos, Atanasie Meteoritu, Evstratie, al Marii Lavre și așa mai departe și mulți alți părinți și inclusiv Mitropolitul Serafim al Pireului, am fost susținut public de aceștia în această luptă, ceea ce iarăși pentru mine este o mare onoare, da? Dar iată că și persecuțiile sunt multiple, da? Dacă mă uit aici în bibliotecă, există o carte care șade aici la mine în bibliotecă. Este această carte, se numește Sfântul și Marele Sinod, Creta 2016, între providență și eșec. Carte document. Vedeți? Această carte este făcută de mine. Da? Pe spate există niște concluzii a părintelui Iulian de la Sfântul Prodromu, așa, și concluziile conferinței despre Sfântul și Marele Sinod, Pireu, 25 martie 2014. Această carte, da, care a fost scoasă la Oradea de editura Stradrom, da, așa. Deci această carte cuprinde, este o carte istorică, pentru că ea cuprinde, cred că, ultima mare conferință antiecumenistă interortodoxă înainte de Sinodul din Creta. Și este într-adevăr o conferință, un simpozion ortodox extrem de important în care s-a arătat, ca să spunem așa, cu o ultimă zvâcnire, ortodoxia. Și aici avem salutul monahilor aghioriți, da? Întrebări privitoare la Sfântul și Marele Sinod, probleme ecleziale și pastorale care decurg din neparticiparea tuturor episcopilor ortodoxi la Sfântul Sinod. La Sfântul și Marele Sinod, luptele prorocilor pentru curăția credinței în Iahve, dialogurile teologice și eșecul acestora, vechiul și nou calendar și prăznuirea comună a Paștelor, de ce Sfântul și Marele Sinod a retras de pe ordinea de zi acest subiect arzător, poate un sinod al ortodoxilor să acorde caracter de biserică ereticilor și să definească diferit identitatea de până acum a bisericii, recunoașterea botezului ereticilor ca bază pentru o nouă ecleziologie pe urmele Concilului II Vatican, recunoașterea panortodoxă a sinoadelor 8 și 9 ecumenice din timpul Sfântului Fotie cel Mare, respectiv al Sfântului Grigorie Palama, un subiect arzător, care lipsește de pe ordinea de zi a Sfântului și Marelui Sinod, participarea clerului și a poporului, un sinod panortodox fără credincioși ortodoxi, ortodoxia în fața provocării religiei universale, deschiderea interreligioasă a ortodoxiei așa cum reiese din tematica Sfântului și Marelui Sinod, conferințe despre conferințe ale Sfântului și Marelui Sinod, apoi diferite alte luări de poziții, scrisoarea Mitropolitului Serafim al Chitirelor și Antichitirelor către Patriarhul Georgiei, scrisoare deschisă a unor părinți atoniți către Patriarhie Ecumenică, către celelalte biserici ortodoxe autocefale, către Sfânta Chinotita a Sfântului Munte, către toți credincioșii bisericii cei purtători ai numelui lui Hristos. Scrisoarea deschisă a Sfintei Chinotite către sanctitatea sa, Patriarhul Ecumenii Bartolomeu. Întreruperea comuniunii bisericești ca măsură canonică și patristică
de împotrivire față de convocarea Sfântului și Marelui Sinod Ecumenist. Scrisoarea deschisă a unor părinți aghioriți. Și iată, aici la sfârșit, e extrem de clar. Cartea apare în România prin intermediul părintelui Matei Vulcănescu, protoprezbiter al Sfintei Mitropolia Pireului și paroh al comunității românești din Pireu, de la Biserica Maicii Domnului Povățuitoarea, Panagia Odighitria, Mitropoliei Pireului. Deci iată, cred, George, că această imagine este foarte reprezentativă. Vedem doi papistași, vedeți? Vedeți cei doi papistași cum stau aici? Cred că, Ninu, această imagine este extrem de clară. Da. Este extrem de clară această imagine, care spune totul despre... Ei, această carte, care a fost scoasă în câteva mii de exemplare, această carte, nu o să o găsiți pe piață. Deși această carte a fost preluată de către Supergraf, de către editura Sofia și librăria Sofia și de către rețeaua de distribuție Supergraf, această carte a fost apoi blocată efectiv în subsolul depozitelor de la Supergraf, pentru că cei care au scos-o, anume editura Astradrom, a considerat că nu mai vrea să o mai recunoască, această carte. Și în același timp, cartea a fost interzisă în România de către Patriarhia Română. Vedeți, această carte extrem de importantă, care nu trebuie să fie cunoscută. Oamenii nu trebuie să aibă acces la informații. De asemenea, am avut o carte scoasă de o editură în România, o carte care se numește Împreună rugăciunea cu ereticii, scrisă de părintele Anastasios Gotsopoulos. Această carte am stabilit și am plătit ca această carte să meargă la toți preoții și la toți stareții și la toți episcopii și la toți profesorii de teologie din România. Această carte a fost însă sabotată de anumite servicii. Și cineva a văzut-o într-un... deși se spunea că o carte a ajuns la toți... a fost distribuită tuturor, de fapt ea nu a fost distribuită decât în câteva locuri. Restul cărților a fost aruncat într-un depozit din Otopeni. Interesant este că chiar un avocat mi-a spus mărturia unui prieten de-al lui care a văzut aceste cărți în acel depozit de la Otopeni. Astea sunt cărțile părintelui Matei Vulcănescu. Probabil că le-au dat foc, așa, dar ei mi-au spus mie că aceste cărți au ajuns la profesori. Iar eu sunam profesorii și aflam că nu este adevărat. Aceasta nu este persecuție, dacă aceasta nu este persecuție. Vă dați seama ce păcăleală? Vă dați seama că această activitate a costat câteva mii de euro. Pentru că e vorba și de trimisul cărților. Este vorba și de toată această lucrare a fost sabotată și bineînțeles că în spate se află tot așa, Arhiepiscopia Bucureștilor, anumiți părinți consilieri de acolo, da, care au dublă specializare. Mai sunt și până servicii, dar mai lucrează și în Arhiepiscopie, Patriarhie și așa mai departe. Deci, uitați-vă în ce mod parșiv așa este sabotată, de fapt, lucrarea bisericii. Nu trebuie ca oamenii să ajungă în posesia acestei cărți. Înțelegeți? Nu trebuie ca oamenii să ajungă în posesia împreună rugăciunea cu eretici. Ca nu cumva să fie contestată acțiunile eretice, ecumeniste, trădătoare ale episcopilor, ale patriarhului Daniel și ale celorlalți
episcopi. Înțelegeți? Deci iată, iată în ce hal, despre ce vorbim. Deci iată în ce hal sunt acești indivizi care, iată cum persecută. Persecută o carte, fraților. Cărțile ortodoxe sunt persecutate. Cărțile ortodoxe sunt persecutate. Cel care a plătit este persecutat. Este vorbit de rău. Da, este, îi se face ceea ce se numește public shaming. Da? Public shaming. Trebuie să fie intimidat. Părintele Matei trebuie să fie intimidat. Trebuie să se spună că este rău. Am văzut de asemenea spălarea la creier care s-a făcut studenților teologi în facultățile de teologie. Mi-aduc aminte, părintele Coman spunea această poreclă, ci că preotul anatema, ca și cum anatema ar fi ceva rău, ca și cum ar trebui să ștergem cu buretele toate anatemele date de sinoadele bisericii ortodoxe în 2000 de ani. Ar trebui să dăm să fie considerată anatema ca fiind instigare la ură. Înțelegeți? Adică a spune un lucru normal, firesc, că o anumită sectă nu face parte din Biserica Ortodoxă, că e în afara granițelor ei, că asta este anatema, a ajuns să fie considerată ceva rău, pe când anatema este cel mai bun medicament pentru vindecarea minții. Deci omul nu poate să-și vindece mintea dacă nu rostește anatemele împotriva ereziilor și a ereticilor. Aceasta este o realitate, o realitate pe care biserica o spune și o mărturisește prin Sfinții Părinții Bisericii. Apropo, părinte, dumneavoastră ați scos cumva anatemele de la naftalină. Mai sunt prezente, adică le mai folosesc politic corect, văd că le e rușine să mai invoce și să folosească anatemele. Cât despre servicii și Biserica Ortodoxă, cam au scos toate armele de care dispun să vă intimideze, ceea ce e rușinos, pentru că dumneavoastră faceți o mărturisire până la urmă. Îl urmați pe Hristos. Eu nu știu oamenii aceștia pe cine urmează, ce fel de ordine. Deci, legat de anateme, se mai folosesc? Am să vă arăt, am să vă pun să vedeți anatemele. Se viva sinistra.
Deci ați auzit, dragii mei, ai auzit, George, ai auzit anatema împotriva ecumenismului și celor care învață ecumenismul, intercreștin și interreligios. Ai auzit anatema împotriva papei. Iată că anatemele acestea sunt parte din tradiția Bisericii Ortodoxe. Faptul că ele nu se mai fac în România, ăsta este un lucru extrem de rău. Ele se fac în Rusia, se fac în Ucraina, se fac în anumite locuri în Europa, se fac în Serbia, se fac în Grecia, se fac în Polonia, se fac la Ierusalim, se fac în multe alte locuri, se rostesc anatemele. Deci acestea sunt extrem de importante pentru biserică, pentru că ele vindecă omul de erezie. Da? Ereziile sunt extrem de periculoase, da? Dumneavoastră, părinte, ați reiterat, de fapt, aceste anateme sau ați venit cu ceva suplimentar? Nu, n-am făcut altceva decât să le rostim. Deci nu am adăugat, nu am făcut absolut nimic decât să rostim anatemele care deja erau rostite, iată, de către Mitropolitul Serafim al Pireului, da? Cu binecuvântarea sa. Da? Am rostit și noi, am continuat să rostim aceste anateme. Da? Iată. Da? Iată și un articol care se numește De Duminica Ortodoxiei 2012, Inima Ortodoxiei a bătut în Pireu. Da? Da. Fulminantă mărturisire. Da? Iată, în Catedrala Metropolitană Sfânta Triadă din Pireu, arhiplină de credincioși, s-a prăznuit Duminica Ortodoxiei sub protia înalt preasfințitului mitropolit de Pireu și Falir Serafim. La sfârșitul dumnezeieștii liturghii, mitropolitul a cinstit cu cea mai înaltă distinție onorifică a sa, crucea de aur a Sfântului Spiridon cu stea, pe luptătorii pentru neprihănita credință. Preacucernicul și eruditul protoprezviter Gheorghios Metalinos, profesor emerit al Universității de Teologie din Atena. Preacucernicul și eruditul protoprezviter Teodoro Zisis, profesor emerit al Universității din Tesalonic. Și pe distinsul domn Lavrentios del Giorgio, președinte al Asociației Filo-Ortodoxe Cosma Flamiatos. În alt preasfințitul le-a mulțumit și a încurajat să-și continue puternicele lor lupte pentru ortodoxie, neadormiți și neobosiți. Iată, dragilor, aceasta este realitatea. Uitați aici, puteți să vedeți așa din imagini, sutele de oameni prezenți la anateme. Așa. Deci iată, și noi anul acesta am rostit anatemele, de data aceasta la Milano, la Busto Arzizio, da? Am rostit anatema împreună cu părintele Constantin Popa. Așa, și cu poporul român și italian adunat acolo în această biserică și am anatematizat, bineînțeles, și pe Papa de la Roma, ecumenismul, minciunul sinodul din Creta, dar și multe alte anateme care sunt anateme ale bisericii. Sunt anateme care au fost binecuvântate în trecut de către Mitropolitul Serafim al Pireului și pe care noi
doar le-am preluat, da, și le-am rostit. Chiar ar fi interesant să vă citesc din aceste anateme. Da, pentru că a fost în grecește ce ați pus Da. dumneavoastră. Le-ați auzit în limba greacă? O să vedem dacă le găsesc aceste anateme scrise. Am impresia că... Uitați, de exemplu, avem o predică pe care am și ținut-o acolo, anume anatema, blestem sau dovadă de iubire nemărginită a lui Dumnezeu pentru cei care îl culesc. Da? Și am să vă spun câteva cuvinte despre anateme, adică să vă citesc anatemele în limba română. Da? Iată, aici se poate vedea. Așa, dacă punem sonor. Dumnezeu, anatema! 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 Lui Ulfila Semiarianul, lui Nestorie, lui Macedonie, care spun că Sfânta Triada a suferit, și lui Valentin, anatema! 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 Lui Petru Gnafens, cel ce spune, Sfinte fără de moarte, cel ce te-ai răstignit pentru noi, anatema! 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 Lui Pavel al Samosatei și lui Teodotion, anatema! 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 Lui Petru Dileos, numit și Nicopetru, lui Eutichie și lui Sabelie, anatema! 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 Lui Iacob Armean, lui Dioscor al Alexandriei și lui Sever, lui Sergie, Pavel și Pir, împreună cu Sergie, ucenicul lui Nicopetro, anatema! 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 Uliceniștilor și celor din preună cu ei, anatema! 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 Căzuților și anticanonicilor patriarhi, ce neagă sinodul al patrulea ecumenic, care chin al doilea al Armeniei, Papa Tauardos al doilea al Alexandriei, patriarhul copților, Abuna Matias al Etiopiei, Ignatius Efrem al doilea al Siro-Iacobiților, Basileos Marfoma al treilea al Malabarienilor indieni, care în mod greșit se numesc pe sine ortodoxi, și celor ce sunt în comuniune cu ei, anatema! 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 Celor ce neagă Sfintele Sinoade Ecumenice al patrulea, al cincilea, al șaselea, monofiziților, monoteliților și monoenergiștilor, anatema! 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 Eutichianiștilor, iacobiților și arcifuriților, anatema! 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 Adunării înfricoșătoare împotriva cinstitelor icoane, anatema! 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 Celor ce neagă Sfântul al șaptelea sinod ecumenic, celor ce nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos, reprezentat în icoană după firea omenească, anatema! 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 Lui Balaam de Calabria, Grigorie Achintinos, Prohor al Chidoniei, Nichiforos Gregoras, Gheorghios Labisis și urmașilor lor, anatema! 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 Celor ce învață erezia neo-varlamistă, spunând că Harul lui Dumnezeu este creat, nu necreat așa cum este, anatema! 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 Ulitorului de Hristos, Francis de Assisi, împreună cu toți minciunos sfinții papistași, anatema! Celui după canoane, căzut și fără temelie ereziar, Papa al Romei celei vechi. Celor ce învață că Biserica Ortodoxă ar fi biserică soră cu adunarea romano-catolică și cu alte erezii, anatema! 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 Martin Luther, Jean Calvin,
Urlic Zvigli, Henric al VIII-lea al lipsitului de Evlavie împărat, și celor adunați împreună cu ei și tuturor ramurilor protestante, anatema! Anatema! Ereziarhului adunării religioase a anglicanismului, Justin Welby, și celor ce sunt în comuniune cu el, anatema! Anatema! Celor care neagă și defăimează pe Maica Domnului și triada cea de-o ființă și nedespărțită, rabinii ai iudaismului, islamiști și membrii societății turnul de veghere, a pseudomartorilor lui Jehova, anatema! Celor care defăimează sfintele taine ale bisericii, baptiști, adventiști, metodiști și penticostali și tuturor ramurilor neoprotestante, anatema! Anatema! Celor care afirmă că botezul și mirungerea au statut egal în economia bisericii și că ereticii care au fost primiți prin mirungere nu trebuie botezați în Biserica Ortodoxă prin întreita afundare, promovând prin aceasta erezia baptismală, prin care se recunoaște botezul eretic, anatema! Anatema! Celor care predică și învață cu anerezia ecumenismului intercreștin și interreligios, anatema! Anatema! Celor care predică și învață erezia postmatristică și postcanonică, cum că învățăturile Sfinților Părinți ar fi perimate, anatema! 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 Celor care neagă sinoadele al VIII-lea și al IX-lea ecumenice, de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare și Sfântului Grigorie Palama, Babos Filiocviștilor, anatema! 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 Așa zisului Consiliu Mondial al Bisericilor, mai degrabă al ereziilor, ce învață că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos și celor ce participă la rugăciuni în comun, la blasfemica și călcătoarea de canoane, așa zisa săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor, din ianuarie, considerându-i pe eretici frații în Hristos, anatema! Declarației de la Toronto din 1950, acordurilor de la Balamantu din 1993 și Chambesi 1994, în care anticalcedonienii, în mod mincinos, sunt recunoscuți ca ortodoxi, textelor de la Porto Alegre 1997 și Pusan 2013, anatema! 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 Celor care învață că biserica ar cuprinde toate confesiunile despărțite de ea, numindu-le biserici nedepline, și celor care spun că există sfinte taine, har mântuitor și sfințenie în afara Bisericii Ortodoxe, celei una, sfinte, catolice și apostolice, anatema! Anatema! Celor care spun că există mântuire în afara Bisericii Ortodoxe, anatema! 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 Celor care pun neamul lor, familia lor, tribul lor, clanul lor deasupra Bisericii lui Hristos, etnofiletiștilor, anatema! 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 Parasinagogii cu nume mincinos, oastea Domnului și jurământului lor care blasfemiază Sfântul Botez, negând faptul că acesta este nașterea din nou și considerându-l ineficient pentru mântuire, anatema! 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 Celor care învață că Patriarhul Ecumenic este primul sine paribus, adică primul fără de egal, anatema! 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 Textelor celor eretice ale ecumenistului Pseudosinod din Creta din iunie 2016, numit Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, și celor ce le primesc și le pun în practică,
Texte care conștiințesc așa zisa restaurare a unității creștinilor și denumirea istorică de biserici pentru eretici. Conștiințesc Constituția așa zisului Consiliu Mondial al Bisericilor ca baza dialogului cu eretici și minimalismul dogmatic. Conștiințesc declarația de la Toronto, care afirmă că există membri ai bisericii în afara zidurilor bisericii ortodoxe și că Biserica lui Hristos este mai inclusivă decât fiecare biserică, în ghilimele, membră așa zisului Consiliu Mondial al Bisericilor în parte. Conștiințesc căsătoriile mixte cu ereticii printr-o falsă economie. Conștiințesc conceptul lui Ioan Zizioulas despre persoana umană. Minciuna sinodului din Creta din 2016. Anatema! 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 Celor care spun că se pune piedică Evangheliei lui Hristos prin neimplicarea în mișcarea ecumenică și prin lipsa de înțelegere reciprocă și cooperare cu ereticii, anatema! 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 Celor care neagă faptul că Biserica lui Hristos este una și unică, precum Hristos, capul bisericii, este unul și unic, având un singur trup, Biserica Ortodoxă, anatema! 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 Teoriei protestante a Bisericii nevăzute, corp mistic al lui Hristos, care ajunge la unitate văzută prin cooperare și dialog. Conturându-se ideea că Biserica Ortodoxă și adunările eretice sunt în aceeași casă, dar au diviziuni între ele, anatema! 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 Celor ce nu cred că Biserica lui Hristos este doar Biserica Ortodoxă, anatema! 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 Amestecării bisericilor ortodoxe locale cu grupările eretice într-o așa zisă părtășie de biserici, care îl acceptă pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor. Și ideea că prin aceasta ortodoxii ar da o mărturie comună cu ereticii, anatema! 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 Celor care afirmă că Biserica lui Hristos este în construcție, Hristos adunându-și copiii și zidindu-și El însuși biserica, copiii fiind ortodoxi împreună cu grupările heterodoxe, adică eretice, anatema! 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 Teosofilor, mormonilor, masonilor, rozicrucienilor, scientologilor, gnosticilor, ezoteriștilor, neomarxiștilor și celor care amestecă învățătura ortodoxă cu teorii pseudo-științifice și învățături păgâne, anatema! 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 Sergianiștilor și tuturor celor care fac ascultare de stat și de puterea politică în detrimentul ascultării de Hristos și de biserica sa, anatema! 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 Așa zisei yoga creștină, yoga pentru copii, bioenergie, homeopatie, cristaloterapie, radiestezie, terapiei Reiki, acupuncturii, neoșamanismului, practicilor și obiectelor aflate în legătură cu șamanismul clasic și cu vrăjitoria ambalată în știință, cristale, metale vindecătoare, torsă, starul medicinei bioenergetice, prelocuri anti-Wi-Fi, 4G sau 5G, anatema! 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 Teoriei teist-evoluționiste, care afirmă că lumea și omul evoluează în continuu, dintr-o creație incipientă, negându-se prin aceasta existența unei naturi umane de pline și mereu aceeași pentru toți oamenii din toate timpurile, arătând astfel rolul întrupării lui Hristos, prin care a asumat firea umană în mod deplin și a mântuit în potență întreg neamul omenesc, anatema! Ereziei primatului papal și oricărei forme de papism sau semipapism, introdus în sistemul colegialității sinodale ortodoxe,
care și are originea în modul în care apostolii s-au adunat frățește în sinodul de la Ierusalim. Erezie proliferată astăzi, în special, de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, anatema! Teorie eretice, primus sine paribus, exprimate în anticanonicul Domos de autocefalie, acordate către Patriarhia Constantinopolului, constructului ucrainean schismatic al lui Epifanie Dumenco și pseudosinodului lui anatema. Tuturor ereticilor, anatema! Anatema! Cine este Dumnezeu? Ca Dumnezeu! E, ați văzut rostirea anatemelor, așa? Duminica trecută a fost. Duminica trecută, exact. Ați văzut această rostire a anatemelor. Important să spicuim acum câteva din anateme, așa, ca să înțelegem, să înțelegem ce a fost anatematizat. Asta este extrem de important. Să luăm puțin anatemele la rând, așa, să ne uităm puțin pe câteva anateme care ar putea să pară noi, dar de fapt sunt vechi, doar că au fost puse cumva mai evident ca să fie înțelese de oameni. Așa, iată, avem pe lângă anatemele clasice, avem anatemele date patriarhului armenilor. Da, care e China al doilea, al Armeniei. Deci, iată, armenii trebuie, prin felul acesta, oamenii ortodoxi să știe că armenii nu sunt ortodoxi. Da? Și cei în comuniune cu acesta nu sunt ortodoxi. La fel, Papa Tauardos, al Patriarhul Copților, da? Tauardos al doilea, la fel, Abuna Matias al Etiopiei, să se știe că Etiopia nu este ortodoxă, ei sunt monofiziți, da? Nu avem comuniune cu ei, sunt în afara bisericii, da? Sunt anatema. Ignatius Efrem, al doilea al siro-iacobiților, sunt anatema. Vasileos Marthomas, al treilea, al, în India, în Malabar, iarăși, este anatema, care în mod greșit se numesc pe sine ortodoxi și celor ce sunt în comuniune cu ei anatema, da? Iată, apoi avem anatema dată lui Francis de Assisi, pictat de culitorul Arsenie Boca, vrăjitorul și culitorul Arsenie Boca, cel la care idolatrii se închină, pentru că nu-i putem numi decât idolatrii pe cei care se închină acestui individ vrăjitor. Așa am arătat lucrul acesta de multe ori, că oamenii, din păcate, se duc să se închină la demoni. Îi caută... Părinte... Legat de asta, să știți că mulți ori să mă acuze că am tăcut când ați vorbit așa, dar eu achesez la aceste lucruri, adică tac, tac, dar vă las pe dumneavoastră să vorbiți, că vorbiți cu temei. Exact. Da, deci Francis de Assisi, căruia nu i-a putrezit limba, cel care era într-o mare înșelare, închinător la demoni, și pictat de un alt închinător la demoni, de Arsenie Boca, la care alții se închină la el, la acest Arsenie Boca, care este la rândul lui un idol, un demon. Și iată, idolatria românească este fără de margini. Da. Apoi papa de la Roma, Francisc I, și celor ce sunt în comunie cu el, anatema. Da, e clar, ei sunt în afara bisericii, sunt anatema. Apoi celor care, iată, sunt așa zis ortodoxi, dar învață că biserica ortodoxă e biserică soră cu romano-catolicii. Iarăși, o altă erezie. Apoi, iată, ne aflăm în Anglia și am dat anatema pe Justin Welby,
arhiepiscopul de Canterbury, da, șeful cultului anglican, care sunt și ei anatema. Apoi, anatema sunt rabinii iudaismului, islamiștii, deci islamicii, toți sunt anatema, la fel și pseudomartorii lui Jehova. Sunt anatema, da? Cei care defăimează triada aceea de o ființă și nedespărțită și pe Maica Domnului. Da. Apoi, baptiștii, adventiștii, metodiștii, penticostalii și toate ramurile neoprotestante sunt anatema. Apoi, cei care, iată, afirmă, ce afirmă? Da? Afirmă că botezul ereticilor e valabil. Și pentru că botezul ereticilor e valabil, atunci ei primesc în Biserica Ortodoxă, ca preoți, dar preoții respectivi, îi primesc în Biserica Ortodoxă pe eretici, pe catolici, pe protestanți, ca având deja botez valabil și atunci doar îi mirung pe acest motiv, că au botezul valabil. Celor care afirmă că botezul și mirungerea au statut egal în economia mântuirii și că ereticii care au fost primiți prin mirungere nu trebuie botezați în Biserica Ortodoxă prin întreita fundare, promovând prin această erezia baptismală prin care se recunoaște botezul eretic anatema. Deci iată că dacă cineva a fost primit în biserică prin mirungere și el se duce să se boteze, dacă preotul respectiv nu-l botează, acela este anatema de la Hristos. Da? De aceea vedem că și circulara pe care mitropolia noastră a dat-o, în care se spune că cel care a fost botezat după ce a fost mirus, nu are voie să fie preot, nu are voie să fie dat afară din biserică, toți aceștia, deci această circulară e anatema, la fel ca și cei care au dat-o. Deci iată cum și mitropolitul meu, din păcate, e anatema, pentru că mitropolitul meu, Siluan Oner, căruia am întrerupt comuniunea, da? Pentru că este eretic, da? Învață că există botez la eretici. Primește pe monofiziți, da? Și toate învățăturile eretice le primește, le acceptă, da? O să vreau o scurtă paranteză necesară, pentru că mulți ori să pună sub semnul de întrebare dacă mai sunteți protoprezbiter, știți, unii abia așteaptă să zic, aha, sunteți caterisiți sau alte bazaconii de felul acesta. Deci aș vrea să lămuriți, pentru că este foarte important. Pentru că denigrarea sunt așa, ca la drumul mare. Da. Nejustificată. Bineînțeles, iată, noi avem foarte clar, foarte clar lucrurile pe care le-am exprimat. Putem să le vedem așa ușor. Avem, iată, întreruperea pomenirii, da? Deci, eu am întrerupt pomenirea episcopului, poate vedea, iată, pe data de 20 decembrie 2023, scrisoare de întrerupere a pomenirii, da? Cu mare întristare și cu toată smerenia, eu, păcătosul, cu durere în inimă, mă adresez în alta sinției voastre și preacucernicilor părinții arhiepiscopiei noastre, asigurându-vă de faptul că nu am avut niciun gând să vă rănesc sau să vă produc vreo supărare prin aducerea la cunoștința publicului a scrisorii către preafericirea sa Ioan al X-lea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Antiohiene, și către Sfântul Sinod din data de 6 decembrie 2023, semnată de parohia noastră Sfântul Eduard Martirul și Sfânta Paraschevii Romana din Liverpool. Dimpotrivă, nu am făcut altceva decât să exprim strigătul de durere din inimă, de dragul iubirii pentru Dumnezeu și din râvnă pentru mântuirea fraților noștri în Hristos, ridicând astfel întrebări care izvorăsc dintr-o conștiință ortodoxă. În legătură cu scrisoarea Înaltpreasfinției voastre către clerul arhiepiscopiei noastre din 16 decembrie 2023, în care s-a afirmat că cei care vin în Sfânta Biserică Ortodoxă din comunități eretice sau schismatice, care sunt totuși botezați în apă și în numele Sfintei Trăimi, sunt primiți în general prin mirungere, întrucât este interzisă repetarea botezului. Deci vedeți aici, mitropolitul prin această enciclică cade exact sub această anatemă. Am dorit să precizăm următoarele.
În contextul primirii celor botezați în ghilimele în erezie sau schismă, ultima clauză, întrucât este interzisă repetarea botezului, este contrară canonului 47 apostolic, care afirmă: episcopul sau prezbiterul, dacă ar boteza din nou pe cel ce are botezul după adevăr, sau dacă nu ar boteza pe cel spurcat, adică în paranteză botezat de către eretici, să se caterisească ca unul care își bate joc de crucea și moartea Domnului și nu deosebește pe prezbiterii adevărați de prezbiterii mincinoși. De asemenea, în canonul 1 al sinodului 3 de la Cartagina, ținut în timpul Sfântului Ciprian, în anul 258, se afirmă că declarăm că nimeni nu poate fi botezat în afara Bisericii Ortodoxe, existând un singur botez, iar acesta fiind doar în Biserica Ortodoxă. Conform canonului apostolic 47 și canonului 1 al Sfântului Vasile, este într-adevăr interzisă repetarea botezului, dar acest lucru se aplică doar celor botezați de preoți ortodoxi în interiorul bisericii. Canonul 1 al sinodului al 3-lea de la Cartagina și canoanele Sfântului Vasile au fost ratificate de canonul 2 al sinodului de la Trulan și ridicate la autoritate ecumenică. Prin urmare, susținerea mirungerii ereticilor pe baza faptului că este interzis să botez de două ori este în contradicție cu doctrina canoanelor menționate mai sus. Nu există botez în afara bisericii și deci nu există pericolul de a repeta botezul când îi botezăm pe cei botezați în ghilimele de eretici. Dacă în altă sfinția voastră aveți dreptate, atunci nu ar trebui să primim în general prin mirungere, ci nici să primim convertiți fie prin botez și mirungere sau doar prin mirungere, ci ar trebui să primim doar prin mirungere, altfel s-ar repeta botezul. Astfel, cei care învață alte canoane sau strâmbă canoanele propovăduiesc o altă evanghelie și sunt sub anatema. Declarația în altă sfinției voastre este incompatibilă și în contradicție cu canoanele, dar și contradictorie în sine. Aceasta este o distorsionare a sensului canoanelor și ca atare o erezie, deși este posibil ca interpretarea în altă sfinției voastre să nu fi fost verificată oficial de Sfântul Sinod. Potrivit Sfântului Ciprian al Cartaginei, a accepta botezul ereticilor și al schismaticilor este același lucru cu a accepta că ei ar fi fost într-adevăr botezați. Un botez nu poate fi parțial invalid și parțial valid. Dacă cineva botează, înseamnă că poate de asemenea să dea și Duhul Sfânt. Dar dacă nu poate să dea Duhul Sfânt pentru că e în afara bisericii și nu are harul Duhului Sfânt, atunci nu îi poate boteza pe cei care vin la el. Pentru că și botezul este unul și Sfântul Duh este unul, iar biserica întemeiată de Domnul Hristos este tot una, zice Sfântul Ciprian de Cartagina, închid citat. Prin afirmație este interzisă repetarea botezului din enciclica către clerul arhiepiscopiei noastre, din Patriarhia Antiohiei, de care aparțin, da? În alt preasfinția voastră, Siluan Oner, al Marii Britanii, ați arătat în mod public faptul că acceptați botezul ereticilor și ați afirmat că aceasta este poziția Bisericii Antiohiei în această chestiune. Aceasta înseamnă acceptarea teoriei baptismale eretice care și are originea în declarația de la Toronto din 1950, ce a fost adoptată în așa numitul Sinod din Creta din 2016. Și este baza acceptării participării bisericilor locale în Consiliul Mondial al așa ziselor biserici. Enciclica publicată publică în Alta Sfinției voastre a dovedit că ați învățat cu capul descoperit, adică în public, erezia condamnată de Sfintele Sinoade și de Sfinții Părinți, canonul 15 de la Sinodul 1-2 Constantinopol. În Alta Sfinția voastră am dorit să vă informăm că noi respingem și anatematizăm deciziile din declarația sinodală din 1991 a Bisericii Antiohiei privind relațiile cu așa zisa Biserică Ortodoxă Siriacă de pe vremea Patriarhului Ignatie al IV-lea, așa, decizii care sunt în contradicție cu sinoadele al IV-lea, al V-lea, al VI-lea și al VII-lea ecumenice și permit intercomuniunea și conslujirea cu ortodoxii sirieni care continuă să urmeze ereziei lui Sever și Dioscor, respingând sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon. Noi nu vom împărtăși niciun monofizit în parohia noastră. Conform canonului 3 al sinodului al 3-lea ecumenic, care afirmă să nu se supună nici de cum și niciun chip episcopilor care s-au dezbinat sau celor care se despart de biserică sau cugetă diferit de sinod,
Smerenia mea nu va accepta nicio pedeapsă eclezială din partea înaltăsâției voastre și nicio forțare a libertății mele și a conștiinței mele ortodoxe care ar pune piedică Evangheliei lui Hristos. Un episcop la Hirotonie promite să păzească învățăturile bisericii așa cum au fost primite de la Sfinții Apostoli și de la Sfinții Părinți și nu se va pune pe sine deasupra Evangheliei și a învățăturilor Sfinților Părinți. Neținându-vă această promisiune, înaltă Sfinția voastră v-a spus pe sine în afara Bisericii Ortodoxe. Prin urmare, pe baza chestiunilor dogmatice menționate mai sus, parohia noastră, Sfântul Eduard Martirul și Sfânta Paraschevii Romana din Liverpool, a votat următoarea decizie împreună cu smerenia mea ca păstor al parohiei. Cu mare durere în inimă și dragoste în Hristos, vă informăm că începând de astăzi, încetăm pomenirea în Altea Sfinției voastre la toate sfintele slujbe ale bisericii, până în momentul în care în Altea Sfinția voastră va anatematiza public și oficial teoria baptismală eretică, panerezia ecumenismului, participarea la Consiliul Mondial al Bisericilor și acordurile cu anticalcedonienii, așa, declarații sinodale a Bisericii Antiohiei cu privire la relațiile cu Biserica, așa zisă Biserica Ortodoxă Siriacă, care a decis permiterea intercomuniunii și conslujirii cu ereticii care au fost condamnați de sinoadele ecumenice. Această decizie are la bază Sfânta Evanghelie și Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe. Nu numai Sinodul Bisericii Antiohiei care a făcut declarația sinodală din 91, dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema, precum v-am spus mai înainte și acum vă spun iarăși, dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit, să fie anatema, spune Sfântul Apostol Pavel, da, în Evanghelie, în epistola sa. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel îi spune Sfântului Tit, de omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Apostolul Iubirii, spune, dacă cineva vine la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, căci cel ce zice bun venit se face părtaș la faptele lui cele rele. Sfântul Apostol Petru spune, dar au fost în popor și proroși mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura eresuri pierzătoare de suflet și tăgăduind chiar pe stăpânul care l-a răscumpărat, își vor aduce lor gramnică pieire. Observăm că părinții Sinodului 1-2 Constantinopol din vremea Sfântului Fotie cel Mare au folosit termenul de învățători mincinoși pentru acei episcopi care acceptă erezia. Decizia noastră este în conformitate cu capitolul 19 din cartea a doua din Constituțiile Apostolice și cu învățătura Sfântului Ignatie Teoforul care spune să se depărteze de orice păstor care și-a schimbat credința, chiar dacă pare a fi un ascet sau făcător de minuni. Și este de asemenea în concordanță cu învățătura Sfântului Vasile cel Mare, a Sfântului Atanasie cel Mare, a Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Grigorie Teologul, a Sfântului Chiril al Alexandriei, a Sfântului Maxim Mărturisitorul, a Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, a Sfântului Teodor Studitul, a Sfântului Fotie cel Mare, a părinților atoniți din vremea Patriarhului Ioan Vecos, a Sfântului Grigorie Palama, a Sfântului Iosif Rienios și a Sfântului Marcu Eugenicul. Sfântul Marcu Eugenicul a sintetizat astfel învățătura Sfinților Părinți. Toți învățătorii bisericii, toate sinoadele și toate scrierile dumnezești ne sfătuiesc să fugim de cei care au altă gândire și să stăm departe de comuniunea cu cei ce au altă gândire. Vedeți? Canonul Apostolic 31 spune cu precizie următoarele. Dacă vreun prezbiter, desconsiderând pe propriul său episcop, ar face adunare deosebită și ar așeza alt altar, nevădindu-l cu nimic vrednic de osândă pe episcopul său în privința dreptei credințe și a dreptății, acela să se caterisească ca iubitor de stăpânire. Cauza care stă la baza acțiunii noastre de întrerupere a pomenirii este propovăduirea ereziei, astfel că cei care se despart de episcopul lor înainte de o hotărâre sinodală, pentru că acesta propovăduiește în public erezia sau susține implicit erezia propovăduită de sinodul său, nu numai că nu sunt supuși condamnării canonului menționat anterior, ci mai mult decât atât, ar trebui socotiți demni și cinstiți ca ortodoxi,
conform canonului 15 al Sinodului 1-2 Constantinopol. Canonul 15 al Sinodului 1-2 Constantinopol afirmă că cei ce se despart pe sine de comuniunea cu cea cu întâi stătătorul lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade sau de părinți firește, care propovăduiește eresul în public și cu capul descoperit, se vor învrednici de cinstea cuvenită celor ortodoxi, căci ei nu au osândit pe episcop, ci pe pseudo-episcop și pe pseudo-învățători și nu au rupt prin schismă unitatea bisericii, ci s-au silit să izbăvească biserica de schisme și dezbinări. Închei citatul. Pentru că în alt preasfinția voastră, Părinte Mitropolit Siluan Oner, mitropolit al Mitropoliei Insulelor Marii Britanii, în Patriarhia Antiohiei, din care și noi facem parte din această mitropolie, nu ați anatematizat toate ereziile pe care noi le-am anatematizat, așa cum am menționat în scrisoarea anterioară din 12 decembrie 2023, și ați impus teoria baptismală eretică în enciclica din 16 decembrie 2023, ne îngrădim de înalt preasfinția voastră, dar nu și de Biserica Antiohiei. Atenție! Aceste cuvinte sunt cruciale, George. Sunt cruciale. Deci noi ne îngrădim doar de înalt preasfinția voastră, de mitropolit, pentru că el s-a pus pe sine în afara Bisericii Antiohiene. Atenție mare! Dar noi nu ne îngrădim de Biserica Antiohiei. Noi rămânem, noi suntem biserică canonică, suntem parohie canonică în Patriarhia Antiohiei, atenție mare. Da. Cuvintele lui Pavel de Emesa, cei care nu spun și nu gândesc și nu recunosc aceste anateme să fie anatema din biserică, pot zdruncina adânc orice conștiință ortodoxă. Având în vedere faptul că întreruperea pomenirii episcopului este permisă doar pentru motive dogmatice, întreruperea pomenirii de către parohia noastră este făcută exclusiv pe motive dogmatice. Intenția noastră, ia uitați iarăși un lucru esențial, George, intenția noastră nu este să provocăm schismă, ci să rămânem credincioși Bisericii Ortodoxe Antiohiene. Nu vom pomeni niciun alt episcop în locul înalt preasfinției voastre. Și rămânem ca parohie în Arhiepiscopia creștin-ortodoxă antiohiană a insulelor Marii Britanii și a Irlandei. Din acest motiv, deci noi rămânem ca parohie în această arhiepiscopie. Noi nu ne-am rupt de arhiepiscopie, atenție mare! Noi nu ne-am rupt de mitropolie, noi nu ne-am rupt de patriarhie, noi nu ne-am făcut o biserică paralelă. Noi ca parohie rămânem parte integrantă din această episcopie. Doar că episcopul temporar, da? Are învățături eretice. De aceea noi suntem obligați să întrerupem comuniunea cu el. Știi cum e asta, George? E ca și cum colegiul medicilor, deci în colegiul medicilor, șeful de spital ne spune să nu mai operăm cancere. Noi avem, deci vin canceroși și trebuie operați, că altfel mor. Și deodată vine șeful de spital și spune nu mai operați cancere. Dar eu ca medic chirurg, eu îi spun stai acolo, din păcate tu ești în afara adevărului, eu pe tine te ignor, da? Tu nu mai ești un medic, tu ești împotriva vindecării oamenilor, de aceea eu continui în acest spital să operez canceroșii. Eu nu pot să te ascult pe tine, pentru că ceea ce spui tu este împotriva actului medical de salvare și jurământului lui Ipocrate, de salvare a oamenilor și de a-i face să rămână în viață. La fel este și aici. Avem exact aceeași situație. Mitropolitul zice, nu-i mai opera, adică nu-i mai boteza, da? Și eu zic, nu, conform învățăturii statutului nostru, care este Evanghelia și canoanele, da? Care sunt Evanghelia și canoanele, eu nu pot să te mai ascult pe tine, pentru că tu vii cu o învățătură falsă, străină, tu nu ești deasupra Evangheliei, înțelegeți? Deci noi rămânem în biserică, noi continuăm, noi suntem Biserica Ortodoxă, ne-am îngrădit, adică i-am pus stop
minciunea episcopului, pentru că el ne învață minciuni. Ne învață să nu mai stăm în sufletele. Este eretic, exact. Deci el fiind eretic, noi am întrerupt comuniunea cu el, dar nu cu Biserica Antiohiană, atenție mare, cu oricine mărturisește și dă anatema pe monofiziți, sinodul din Creta, ecumenismul, din Biserica Antiohiană, fie că sunt episcop, fie că e patriarh, fie că oricine, noi rămânem în comuniune, slujim în continuare împreună. Și noi, atenție mare, suntem recunoscuți ca parohie de întreaga ortodoxie mărturisitoare. De întreaga ortodoxie. Putem sluji, deci nu am fost, dar puteam să mă duc la să slujesc la înmormântarea patriarhului neofit al Bulgariei. Eram bine primit. Eram invitat să particip și să slujesc cu ierarhii Bisericii Ortodoxe Bulgare. Eu sunt recunoscut, da, ca prezbiter al Bisericii Ortodoxe de către cei care sunt antiecumeniști, da? Bineînțeles că ecumeniștii, bineînțeles că Bartolomeu, bineînțeles că Daniel și șleacta lui, toți aceștia, bineînțeles că o să spună, e caterisit, e cu tare. Eu nu sunt caterisit de nimeni, da? Dar haideți să revenim mai departe. Nu există nicio hârtie oficială de caterisire. Acolo se spune depunere din treaptă. Este o hârtie care apare doar pe internet, care este o hârtie ilegală, atenție, necanonică, pentru care poți ieși da un judecată, pentru că este calomnioasă, pentru că nu contează că e pus acolo de cel care administrează site-ul Arhiepiscopiei din Marea Britanie, este calomnioasă pentru că eu n-am trecut prin nicio judecată. Trebuie să treci printr-o judecată. Iar depunerea înseamnă o suspendare permanentă, nu înseamnă caterisire, atenție mare. De aceea acolo când scrie a fost suspendat și redus la statutul de laic, da? Acolo este o contradicție, pentru că în momentul în care spune a fost depus și pus în statutul de laic, așa, nu poți să fii pus în statutul de laic nefăcând niciun fel de judecată, nefiind chemat într-o judecată bisericească pentru a se lămuri lucrurile. Iar apoi lucrul acesta trebuie să meargă la sinod. Eu sunt cel care fac plângere împotriva mitropolitului. Nu face el mie. Pentru că eu sunt în situația de a-l observa că el este eretic. Nu contează că el este mitropolit și eu sunt protoprezbiter. Eu, în cadrul sintronosului, eu am tot dreptul să trag un semnal de alarmă ca să fie judecat episcopul pentru faptele sale. Pentru, de către un sinod panortodox sau de către sinod, în funcție de dacă nu cumva și aceștia sunt în cârdășie cu el. Asta e partea a doua. Dacă și ceilalți se dovedesc a fi eretici. Așa. Deci, din acest motiv, așteptăm cu întristare și în rugăciune momentul în care Înalt Preasfinția voastră și Sfântul Sinod vor respinge și vor anatematiza în mod public și oficial ereziile care sunt cauza acestei întreruperi de pomenire. Ceea ce ne va permite apoi să reluăm pomenirea Înalt Preasfinției voastre la toate sfintele slujbe ale bisericii. Iată că noi nu suntem în schismă, nu ne-am făcut o biserică paralelă, noi suntem aceeași biserică în cadrul Arhiepiscopiei noastre, da? Și în cadrul Arhiepiscopiei noastre, noi în momentul în care episcopul nostru va relua va fi ortodox, noi reluăm pomenirea, pentru că noi avem și antimisul, da? Deci iată, avem, dacă ne uităm așa, numai o secundă, avem Sfântul Antimis care demonstrează acest lucru, da? Iată, avem aici Sfântul Antimis. Sfântul Antimis este semnat, da? De către mitropolitul nostru. O să vă arăt Sfântul Antimis. Și o să vreau să explicați, adică să dați o lămurire, pentru că, apropo și de titlul acesta, persecuțiile împotriva ortodoxilor mărturisitorii, de ce, având această atitudine, da, contra ereziilor, de ce sunteți persecutat? Deci, cum? Da, pare ilogic. Contraortodox, așa să spun. Păi, pentru că se vrea distrugerea ortodoxiei, da? Se vrea distrugerea ortodoxiei. Și atunci orice ortodox este persecutat, nu?
Iată, acesta, nu știu dacă se vede, este Sfântul Antimis. Da? Deci Sfântul Antimis, iată, se vede aici semnătura episcopului. Este dovada faptului că noi suntem în Biserica Antiohiană. Noi nu am părăsit Biserica Antiohiană, suntem aici. Da? Vedeți? Acesta este un document care atestă cine suntem. Da? Iată. Scrie aici în limba arabă. Vedeți? Consecrated by Metropolitan Siluan of the British Isles and Ireland. Da? Deci este sfințit de el. Iată. Avem Sfântul Antimis. Da? Care este un document, da? Care atestă exact lucrul acesta. Apartenența noastră la Patriarhia Antiohiei. Da? Nu suntem așa în vânt. Deci fiecare, deci informațiile pe care le luați de pe internet, da? Informațiile pe care le luați de pe internet, în care orice rău voitor, chiar din interiorul arhiepiscopiei noastre, da? Poate să afirme sau să declare lucruri mincinoase, iată că adevărul nu poate fi suprimat. Da? Sau informații chiar de pe site-ul Bisericii Ortodoxe Române. Exact, exact. De pe bazilica. Se vede reavoință, dezinformare. Exact. Da? Dar, deci, dar de ce, revin la întrebarea mea, de ce este considerat un exces de zel din partea dumneavoastră? De ce o asemenea atitudine verticală este sancționată, amendată? Nu înțeleg de unde vin aceste persecuții, pentru că dumneavoastră sunteți un luptător și un mărturisitor împotriva ereziilor pe care le identificați și le arătați clar tuturor. Pentru că, în primul și în primul rând, este diavolul care luptă împotriva Bisericii lui Hristos, iar apoi sunt oamenii din interiorul Bisericii și din exterior, dar mai ales din interior, care sunt necredincioși, slabi, au venit să-și facă o carieră, nu cred în Dumnezeu, sunt atei, sunt oameni doar religioși, amestecă lucrurile, sunt foarte mulți preoți, profesori și așa mai departe, care trăiesc în biserică pentru un statut social. Deci sunt carieriști, iubitori de bani și funcții, da, nu? Să exact, înțeleg. Da. Deci exact. Nu-L urmează pe Hristos. Adică unde este fapta lor de mărturisire? Pe mine asta mă interesează. Adică cine vă acuză? Mărturisește el mai drept decât dumneavoastră? Sau nu, chiar dar, nu pot să înțeleg. Tocmai în ce am văzut așa în biserică este faptul că în momentul, de exemplu, eram în Veria, mi-aduc aminte, și țineam predică. Și la un moment dat mă cheamă protosinghelul mitropolia, adică vicarul, și îmi spune: nu mai predica, pentru că cine te crezi tu să fii tu cel care predică și ceilalți? După o să se observe o diferență și oamenii o să vină la tine pentru că tu predici și ea nu predică. De aceea, de azi înainte, nu mai ai voie să predici. Înțelegeți? Adică, în momentul în care mărturisești, în momentul în care îl urmezi pe Hristos și ești din încolonarea aceasta antichristică, automat vei fi prigonit, vei fi surghiunit, vei fi vorbit de rău. Dar lucrul acesta spune Hristos și bucurați-vă când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vă vor amenința și vă vor scuipa și vă vor bate cu biciul și vă vor duce în sinagogi și așa mai departe. Să nu uităm că asta a fost soarta tuturor creștinilor care au vrut să fie autentici. Deci în momentul în care ești un creștin căldicel de ăsta care nu te interesează de nimic, ci ții niște tradiții, te duci să-ți faci pomenile pentru bunica, să aduci colacul, covrigul și lumânărica și acatistul, pomelnicul și așa mai departe și crezi că asta coliva. Și crezi că asta e credința, normal că vei fi un om religios care nu vei avea niciodată de-a face cu Hristos. Și că
pentru tine lucrurile astea nu contează. Dar iată că dacă cineva ar pune mâna să citească Evangheliile, să citească Biblia, să citească Noul Testament, ar vedea că Hristos nu este ăsta. Și ar vedea o discrepanță între acțiunile lor și acțiunile lui Hristos. Pentru că să nu uităm, e suficient dacă am citit Noul Testament, dacă am citit Evanghelia de la Ioan, de exemplu. Am vedea, de exemplu, o dispută puternică între evrei și Hristos, în care evreii, efectiv, îi spun lui Hristos că e un dement. Și asta scrie în Biblie, în Noul Testament. Îl fac dement, îl fac nebun, descreierat, îl fac îndrăcit. Deci, persecuția pe care a suportat-o Hristos, care culminează cu răstignirea și cu moartea lui pe cruce, nu ne spune nimic? Vrem oare altceva? Când Hristos spune clar că orice creștin ortodox va fi persecutat? Ce fel de creștinism caută acești oameni? Acești oameni sunt doar niște, se folosesc de cruce, se folosesc doar ca de un instrument de victorie. Dar ei nu înțeleg că ei trebuie să fie crucificați. Pentru că eu mă simt crucificat. Eu sunt răstignit. Sunt răstignit de presa românească, sunt răstignit de Serviciul Român de Informații, sunt răstignit de CIA, sunt răstignit de CIA, sunt răstignit de Patriarhul Ecumenic, sunt răstignit de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, sunt răstignit de greci, sunt răstignit de mitropolit. Deci, asta este o răstignire pe care o suportăm, nesângeroasă, pentru că atâta putem duce. Adică Părinte, eu... da, dar nu este doar cazul dumneavoastră. Trăim vremuri extrem de tulburi, deci au apăsat pedala de accelerație, vor implementarea agendei globaliste, s-au pus împotriva copiilor noștri. Iisus spunea, lăsați copiii să vină la mine, ei sunt întorși cu spatele la Dumnezeu, smintiți cu ideologia asta sexualistă, de gen și așa mai departe, ca să amintesc doar ceva, da? Și avem nevoie de cât mai multe voci asemenea dumneavoastră. Păi și dumneavoastră să fiți pus la zid sau pe cruce, deci nu înțeleg. În loc să ne mulțim noi luptătorii, să rezistăm, să reiterăm, să apărăm normalitatea, tradiția și așa mai departe, iată că sunt intimidate puținele voci verticale și cu adevărat care îi urmează lui Hristos. Noi vedem numai lucrurile exterioare, dar numai lucrurile văzute, vizibile. Dar uităm de foarte multe ori că este un război nevăzut. Există un război nevăzut care se duce nu cu carnea și cu sângele, cu oameni, cu personaje, ci se duce cu duhurile răutății cele din văzduh. Deci, până la urmă, cei care... nu știu dacă ați văzut filmul Matrix, primul film Matrix și al doilea film Matrix, dar mai ales primul film, ați văzut că acolo agentul Smith intra în acei oameni, intra, îi poseda și deveneau agenți ai sistemului. Da? Mi se pare un film foarte profetic. Așa. E, același lucru se întâmplă și cu noi astăzi, în care oamenii sunt efectiv influențați de demoni. După 2016 s-a luat paza, pentru că Sinodul BOR a acceptat erezia și atunci s-a dus și Duhul Sfânt de la noi. Și ducându-se Duhul Sfânt, nu de la noi, nu de la mine, pentru că întotdeauna am respins, ci de la cei care au stat blegi și au stat nepăsători, nici habar n-aveau pe ce lume trăiesc, au pierdut, e ca într-un război în care, uite cum sunt trimiși în Ucraina tinerii, să se ducă acolo, ia habar n-au să tragă cu arma și imediat sunt împușcați, terminați, devin victime. La fel se întâmplă și cu poporul român, care a devenit victima sinodului, victima episcopilor, victima prezbiterilor, victima mitropoliților, victima patriarhului, victima lor înșiși. Pentru că pur și simplu au lăsat garda jos și atunci diavolul imediat i-a acaparat. Și atunci oamenii aceștia, chiar am fost în România, am stat o săptămână și ceva, două săptămâni, poate puțin mai mult. Așa, am fost în România și am observat lucrul acesta. Că oamenii sunt efectiv demonizați. Nu le pasă de nimeni, nu le pasă, au inima împietrită, mintea lor este încețoșată și vezi cum se schimbă la față când te văd, când te văd efectiv se schimbă la față și îi vezi așa într-o stare de ură și de apărare, de atac. Așa, fără niciun motiv. Deci, pur și simplu, privirea,
lipsa unui zâmbet. Oamenii în România nu mai zâmbesc. Nu le mai pasă de ceilalți. Nu au ceea ce se numește empatia, dispărută empatia umană. Păi toate acestea sunt cauza, cauza acestor lucruri este lipsa Duhului Sfânt. Ei nu mai pot iubi. Da? Nemai existând iubire, așa, este extrem, 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 extrem de grav. Da? Nu mai este iubire. Iubirea este cea care ne eliberează. Da. Apropo de lipsa de iubire, știți că aveți niște prieteni, între ghilimele, nu ne-au dat pace nici pe comentarii. Am ascuns comentariile și am blocat acel utilizator. Îl muncește diavolul, ce să facă acel privitor. Păcat, păcat că nu suntem mai mulți, da? E adevărat, suntem bucuroși să-L urmăm pe Hristos, suntem conștienți de ce vremuri trăim, dar eu nu înțeleg de ce ne cotonogim și noi între noi, părinte. Noi ortodoxi. Da, din păcate soțul acelei doamne s-a sinucis, trebuie să știți. Bă, leu. Nu vreau să vă zic mai multe, dar cred că e suficient. Da, da, e râsul plânsului. Da. Da. Bun. Ajungem și la concluzii, așadar, de ce sunt importante aceste anateme? Pentru că tema cumva s-a înclinat, am pus accent prin această emisiune și pe anateme. De ce sunt importante aceste anateme? De ce trebuie reiterate? De ce mai mulți preoți ar trebui să iau un asemenea exemplu? Vă rog. Păi, lucrurile sunt extrem de clare. Dacă e să ne uităm puțin pe anateme, iată, vedem, vedem niște lucruri care sunt extrem de actuale. De exemplu, celor ce pun neamul lor, familia lor, tribul lor, clanul lor deasupra Bisericii lui Hristos, etnofiletiștilor, anatema. Iată, avem, de exemplu, se creează, de exemplu, în Republica Moldova această... se creează o ură artificială între români și ruși, între basarabeni și ruși, care sunt acolo fără vină, că ei sunt de 100 de ani au venit rudele lor acolo și ei sunt amestecați, adică populația de acolo din Republica Moldova este o populație româno-rusă, ruso-română, adică ei nu mai sunt numai români sau numai ruși, inclusiv eu sunt străbunicul meu, era rus, Nikitin, străbunicul meu, da? Deci nu bunicul, străbunicul din partea bunicii, îl chema Nikitin. Era kazac, a fost în garda țarului. Nikitin s-a căsătorit cu o basarabeancă frumoasă din Republica Moldova și a făcut acolo o moară, nu prea au mers afacerile, a avut 7 copii și a dat copiii la, pentru că mureau de foame și au dat copiii la diferite alte persoane ca să poată să-i crească. Situația era extrem de grea, foamea era mare. Deci, vedeți, lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Acolo sunt și găgăuzi, sunt și ruși, sunt și bulgari, sunt și români basarabeni, bineînțeles, în majoritate, dar aceștia sunt amestecați. A crea această această stare, da? Această dezbinare pe bază de neam, unii sunt buni, alții sunt răi, este anatema de la Hristos. Este erezia etnofiletistă. De ce? Pentru că atâta timp cât noi suntem ortodoxi, noi suntem frați cu toți ortodoxi. Noi sunt frații noștri. Deci sunt frații noștri de aceeași mamă, iar mama e Biserica lui Hristos. Nu există, deci se vede așa o, iar se induce această ură împotriva patriarhului Kiril al Rusiei. Da? Eu n-am nicio treabă, nu sunt nici filo-rus, nici filo nu știu ce, nici filo... Eu sunt pur și simplu un om care gândesc și îmi exprim gândirea public. Da? Nu mă ascund să gândesc, nu mă cenzurez în a gândi. Da? Pentru că a te cenzura în a gândi, a cenzura libertatea dată de Dumnezeu, e un păcat. Și spun, Patriarhul Kiril este un ecumenist nenorocit. Consider că e un ecumenist și că merită să fie dat anatemei. Este un om care nu are ce căuta acolo. Dar, atenție mare,
Oamenii îl judecă pentru alte motive. Pentru că a binecuvântat armele, că a făcut nu știu ce. Acestea sunt că, vezi, Doamne, au invadat și au făcut și au dres. Nu sunt împotriva niciunei invazii, sunt împotriva războiului, sunt împotriva vărsării de sânge. Dar atenție mare, a urâ un neam care este ortodox, este un păcat îngrozitor. Noi nu avem voie să urâm și nici să omorâm și nici să facem rău celor care sunt în primul și în primul rând frații noștri în Hristos. Pentru că Biserica Ortodoxă din Rusia este aceeași cu Biserica Ortodoxă din România, e aceeași cu Biserica Ortodoxă din Grecia, e aceeași cu Biserica Ortodoxă din Polonia, din Cipru și de oriunde. E aceeași biserică, pentru că biserica e una. Nu este o confederație de biserici. Nu, este, să știți că râd romano-catolicii, papistași romano-catolici, râd de noi când văd ce se întâmplă în Basarabia. Râd de noi când văd ce se întâmplă în Basarabia. Cum frații cu frații, cum patriarhia română vine și ademenește cu bani pe popii de acolo, trădători, care se duc la Beore, dar nu din motiv de, motiv de evlavie, ci motiv de bani. Și din motive etnofiletiste. Că vai să facem unirea bisericească. Nu se poate face așa ceva în felul acesta. Fără un sinod, fără o bună înțelegere. Da, dacă între Biserica Ortodoxă Română și Mitropolitul Vladimir al Moldovei, în bună înțelegere se făcea o astfel de treabă sinodală, din punct de vedere sinodal, da, era cu totul altceva. Dar atâta timp cât aceste lucruri se fac prin foție, prin furt, prin josnicii, cu ce se deosebesc acești români, acești funcționari ai bisericii români, de, și le zic funcționari ai bisericii pentru că îi văd ca pe niște funcționari, că ei așa sunt, da? De bolșevicii care au venit în Moldova și au făcut același lucru acum 100 de ani. Îmi spui și mie care e diferența între ei. Cu ce se arată România a fi mai bun de data aceasta? Că teritoriul ăla le-a aparținut odată? Înțelegeți? Nu așa. O să vreau să lămurim și termenul acesta de biserică. Ne scrie cineva Iisus și sunt de acord. Nu a spus apostolilor, mergeți în lume și construiți biserici. Ce este biserica, părinte, până la urmă? Da. Biserica nu este o clădire. Da. Biserica reprezintă sufletele și trupurile oamenilor. Biserica este biserica vie, adică oamenii. Oamenii care se pot aduna într-o casă, sub un copac, într-o pădure, într-o peșteră, într-o clădire sub formă de cruce. Deci termenul ăsta este impropriu de biserică pentru o clădire în care se face liturghia sau se face botezul. Denumirea este de templu. Deci într-un templu. Dar Dumnezeu nu ne-a spus niciodată să mergem să construim biserici. Am văzut că există în România această fervoare de a se construi biserici. Este o mare rătăcire. Oamenii și prostia oamenilor care dau bani ca să se construiască ziduri pentru nimic. Ei cred că se mântuiesc dacă fac aia și preoții și credincioși. Nu se mântuiesc. Dacă preotul ar cere bani ca să se facă cateheză și oamenii să fie clădite sufletele oamenilor ca ei să devină cu adevărat o familie în Hristos, ar fi ceva. Dar ei își construiesc tarabe. Acele biserici, eu le numesc tarabe. Tarabe religioase. Și, părinte, aș mai interveni cu o chestiune, că observ că e un trend așa cu pelerinajele. Deci, da, pelerinaje la idoli. Obsesie a unora. Mai ales și dau un altceva. Nu știu câtă legătură e cu credința până la urmă. Să fie cu iertare, dacă greșesc. Nu, e pentru noroc, e pentru sănătate, pentru ca să intre fata la facultate, ca să băiatul să se căsătorească bine, să aibă soartă bună, să fim sănătoși, să fim. Și noi facem așa un fel de troc cu Dumnezeu, ne ducem și stăm la cozi pe la Sfinte Moaște sau chiar pe la draci înșelați, cum e Arsenie Boca, cum e Nil Dorobanțu și alții înșelați. Așa se creează această stare în care oamenii efectiv devin niște simpli idolatri. Deci credința ortodoxă în România, după cum se vede, este o idolatrie. Pentru că nu se pune accentul pe relația cu Hristos. Spuneți-mi și mie, în câte biserici, să zicem biserici, adică clădiri,
și parohii, să zicem parohii, în câte parohii din România, credincioșii parohiei se împărtășesc de cel puțin, să zicem, o dată pe săptămână, duminica. Da. Păi asta e primul puls al bisericii. Vezi, mai cât se împărtășesc? Se împărtășesc toți membrii parohiei în fiecare duminică, cel puțin. De exemplu, acum în posta trebuie să se împărtășească de 4 ori pe săptămână. Că este sâmbătă, e duminică, este miercuri și este vineri, se face liturghia Sfântului Grigorie. Unde sunt oamenii ăștia? Păi dacă nu avem oameni care se împărtășesc, oamenii în jurul Sfântului Potir, după aia putem noi să facem toate maslurile, toate pupările de icoane și de moaște, putem să ne ducem la toate pelerinajele, să mergem în genunchi și să recurgă sânge, că nu suntem altceva decât chimvale răsunătoare și chimvale de strigare, chimvale bine răsunătoare, care de fapt suntem niște tigăi moarte. Suntem niște tigăi, niște fiare, niște oameni fără suflet, dar care nu zâmbim celuilalt. Deci oamenii în România au ajuns să meargă la biserică, dar să nu poată schița un zâmbet pentru fratele lor. Deci nu există umanismul, a dispărut umanitatea din oameni, George, adică degeaba da, să meargă la biserică. Empatia, empatia, împietrirea inimii, asta constat. Da. Nu mai e empatie, nu mai e compasiune, nu mai e solidaritate. Nu este, nu este. Păi și atunci ce rost mai are? Adică preoții ar trebui să fie niște proroci care să le spună oamenilor, oamenilor, învățați să zâmbiți celuilalt, învățați să dăruiți dragoste. Să nu se, vă dați seama ce înseamnă într-o familie în care soția îl boscorodește pe soț în continuu până la își pune ștreangul de gât. Da? Și se sinucide pentru că soția l-a boscorodit în continuu. De exemplu, vă dau ca exemplu. Ce să se întâmple când soțul și soția, copiii nu văd că părinții lor zâmbesc? Uitați-vă că în România se întâmplă cele mai mari dezastre în privința crimelor. Vecinul care a stat nu știu câți ani de apartament vine și o omoară pe femeia de la întreținere că i s-a părut că dacă semnează pentru apometre, îi ia casa. Păi de unde i-a venit lui gândurile acestea? Păi e clar că diavolul i-a plantat în minte. Dar aș vrea să menționez un caz că pe mine m-a tulburat foarte tare. În Craiova a avut loc o crimă în grădina botanică. Un individ cu un cuțit a atacat doi tineri care erau pe bancă, liniștiți. Și din păcate fata a murit. Și ce credeți, ce explicații halucinante a dat cel cu cuțitul? Că nu suporta să vadă oameni fericiți. Ia uzi. Absolut incredibil. Năucitor. Da. Da. Foarte trist. Da, este, iată ceea ce ai spus, exemplul pe care l-ai dat este foarte puternic. Și arată starea, arată că acești oameni sunt efectiv demonizați. Deci în ei efectiv ura demonilor, ei au ajuns pe pușile diavolului. Și toate lucrurile acestea se întâmplă din cauza, știți de când se întâmplă lucrurile astea? Că putem spune, poate erau și înainte. Nu erau înainte chiar așa. Oamenii nu erau așa. Da. Deci era o mică parte din oameni așa, dar acum s-a răsturnat situația. Din 2016, de la Sinodul din Creta, de aceea noi dăm anatema, zicem, textelor celor eretice ale ecumenistului pseudo-sinod din Creta din iunie 2016, numit Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care ce face? Ce face acest sinod? Da? Ei spun că biserica nu mai e doar biserica ortodoxă, ci și eretici. Asta este în mare. Da? Deci vedem cât de grav este că s-a distrus ecleziologia bisericii, este distrusă dogma bisericii. De aceea diavolul are acces la om. Diavolul are acces la om și mai mari decât acestea vom vedea și crede-mă, George, că cu cât va trece timpul, cu atât românii se vor îndrăci și mai rău. Pentru că nefăcând nimica ca să iasă din această demonizare, ei se vor chinui mai rău de demoni. Ei sunt într-un chin continuu, se vede și pe Facebook, se vede oriunde te duci în România, vezi că oamenii sunt de o tristețe, că sunt într-o anxietate, că sunt într-o boală psihică adâncită din ceea ce am văzut anul trecut, de exemplu. Eu nu prea merg în România, dar când merg așa, efectiv, sunt zdruncinat de fețele oamenilor, care sunt, nu mai zâmbesc, nu mai sunt fericiți, nu mai sunt bucuroși, nu mai au harul Duhului Sfânt, pentru că numai Duhul Sfânt e cel care te face fericit.
Iar ei, dacă degeaba merg la biserică, dacă nu mărturisesc împotriva sinodului din Creta, ei rămân în această moarte. Da. După aceea, trecând peste aceste anateme legate de Creta, iată o altă anatemă, cred că extrem de importantă, este anatemă destul de veche, dar mi se pare extrem de importantă și am adus-o în față. Sergianiștilor și tuturor celor care fac ascultare de stat și de puterea politică în detrimentul ascultării de Hristos și de biserica sa, anatema. Mi se pare o anatema foarte actuală, nu? Deci când statul se opune bisericii, învățăturii bisericii, tu nu ai voie să faci ascultare de stat, tu te să faci ascultare de biserică, de Hristos. Aș dori să spuneți ceva și de anatema la adresa masoneriei. Pentru că instituțiile statului sunt doldora cu personaje aderente la masonerie și mie că și în servicii sunt destui băgați în masonerie. Exact. Deci care vă amenință, nu întâmplător. Da. Deci teosofilor, mormonilor, masonilor, rozicrucienilor, scientologilor, gnosticilor, ezoteriștilor, neomarxiștilor și celor care amestecă învățătura ortodoxă cu teorii pseudo-științifice și învățături păgâne, anatema. Masonii nu se mântuiesc dacă nu renunță la masonerie, dacă nu se leapădă de masonerie. Pentru că aceea este o religie în care ei intră, o religie atee sau semi-atee, este o religie păgână în care ei intră, o asociație care, bineînțeles, se opune, de fapt, Bisericii lui Hristos, luptă împotriva lui Hristos și a Bisericii lui. Este simplu. Anticiristică, da, o organizație exact. Anticiristică. La fel ca și teosofia. Să nu uităm că Arsenie Boca era adept al teosofiei, da? Teosofia este iarăși, e tot un curent care ține de masonerie, vedeți? Și toate lucrurile acestea duc acolo. Dar iată un lucru interesant, pe lângă aceștia, mai sunt anateme legate de amestecarea aceasta între creștinism și învățături păgâne. Și aici este, așa zise, yoga creștină. Da? Sunt unii care fac yoga și cred că nu-i nimic rău în asta. Uite, trebuie să afle că yoga e anatema. Că făcând yoga, te dai satane. Este o practică prin care tu practici, de fapt, o rugăciune hindusă. Este o rugăciune hinduistă, păgână, prin care tu te disipezi în univers ca să scapi de karmă. Că acum se vorbește foarte mult de karmică și de starea karmică, de karma. Da, este lucrul acesta se opune creștinismului, pentru că oamenii habar nu au, de fapt, ce înseamnă karma. Ei cred că karma înseamnă faptele omului, care omul care face fapte bune se reîncarnează, reîncarnarea, da? Se reîncarnează, nu știu ce. Deci lucrurile acestea sunt chestiuni extrem de grave. Cine crede în reîncarnare... Nu m-ar mira, legat de yoga, părinte, nu m-ar mira peste un an, doi să se bage în școli, în trunchiul comun, obligatoriu, așa ceva. Da. În Australia știu că este așa ceva. Nu știu, Marea Britanie, cum e cu yoga în școală. Nu. Dar poți să te duci la baby yoga, poți să te duci dacă vrei. Pentru copii se face. Yoga nu e un sport. Yoga este o închinare la zeița Kali. Pentru omul, scopul yoga este să nu mai aibă karmă. Ce este karma? Oamenii cred că karma înseamnă că sufletul se întrupează în om, în maimuță, în animal, în insectă, nu știu ce. Este fals, nu există reîncarnare. Omul după moarte se duce la Dumnezeu, sufletul omului, iar trupul în pământ. Karma, deci pentru că hindușii nu cred în existența unui suflet, atenție mare. Deci hinduismul este o religie numită ateistă. De ce? Pentru că ea nu crede în existența unui Dumnezeu conștient. Înțelegeți? Ei nu cred în existența unui Dumnezeu cu care poți să stai de vorbă, ca persoană, Dumnezeu personal. Pentru ei, Dumnezeul acesta numit Brahman, Brahma, da?
care devine Vișnu și apoi devine Shiva, da? Este pur și simplu materia universului. Universul este panteismul. Ei sunt o religie panteistă. Și atunci nici suflet nu există pentru ei. Și atunci ce se încarnează? Se încarnează karma. Karma înseamnă un fel de esență a trupului, adică un fel de esență care se transformă în altceva. Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Acesta este un dicton yogin. Un alt dicton yogin este ce mănânci, aia ești. Deci totul se bazează de fapt pe materie. Deci omul, materia umană se transformă în altceva. Într-un alt copil, într-un alt om, într-o maimuță, într-o furnică, într-o... Asta este gândirea yoghină, aceasta este gândirea brahmanică. Și se pune foarte mult accent pe sine, pe ego, adică da. Sunt meditații, consacrări și așa mai departe. Adică nu neapărat e cu gândul la Dumnezeu, ci la sine. Cumva e concentrat la ce poate propria lui ființă să îi redea ceva fantastic sau, nu știu, da. Sunt în rătăcire, asta e impresia mea. Nu numai atâta, ei de fapt yoga te duce la ideea că tu ești Dumnezeu. De aceea există chiar, se numesc așa numitele mantre yoghine, pe care le mantra om, mantra eu sunt cel ce sunt. Adică cine zice eu sunt cel ce sunt? Zice Dumnezeu și tu zici că ești Dumnezeu și repezi mereu că tu ești cel ce ești, adică tu ești Dumnezeu. Și asta de fapt, ce se întâmplă? Ce spune Hristos? Că omul a căzut datorită faptului că a vrut să fie Dumnezeu și nu a fost și de-aia a ajuns păcatul strămoșesc, să ajungă să moară și așa mai departe. Deci, părinte, câțiva prieteni care pun accent pe ideea că noi suntem co-creatori. Aș vrea să lămuriți puțin ca să, nu știu, să identificăm niște rătăciri, nu știu. Nu mi se pare deloc în regulă. În primul și în primul rând, noi suntem creația lui Dumnezeu, da? Noi participăm la creație în sensul că participăm la nașterea, pe și cum animalele participă la nașterea altor animale, nu? Dar asta nu înseamnă că noi suntem co-creatori cu Dumnezeu. Noi, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea de a crea, de a crea în măsura posibilităților noastre, de a crea lucruri din materia deja existentă. Deci noi nu suntem creatori din neant. Noi suntem creatori în sensul că din ceea ce există deja, noi modelăm creația într-o anumită direcție sau în alta. Deci noi nu suntem co-creatori cu Dumnezeu, ci noi suntem modelatori ai creației într-o anumită măsură. Este cu totul și cu totul altceva. Da, cred că ascunde ideea pe care ați spus-o mai înainte, cumva ei se duc pe direcția aceea că noi am fi un fel de Dumnezeu, adică suntem la întrecere cumva într-o competiție și poate îl depășim pe Dumnezeu. Asta este exact turnul Babel. Turnul Babel era în competiție cu Dumnezeu, a făcut turnul Babel din Babilon și Dumnezeu le-a amestecat limbile și nu s-a mai înțeles și turnul Babel s-a dărâmat. Dar cum am putea interpreta ce a spus Iisus, că acestea toate, sau apostolii, cum scriau în Nou Legământ, acestea toate le-a făcut Iisus, dar chiar mai multe putem să facem noi dacă avem acel bob de credință. Bine, am parafrazat. Cum adică da. Să facem mai mult decât a făcut Iisus? Păi se da. Poate așa? Fiul lui Dumnezeu să face mai mult decât el? El spune clar, foarte clar acolo că eu am făcut, v-am dat exemplu ceea ce am făcut, dar voi, prin această credință în mine, prin mine, veți face și mai multe lucruri decât am arătat eu ca exemplu. Adică nu numai astea pe care le-am făcut eu. Veți face și alte lucruri care poate să vor fi văzute mai mari, mai importante, mai da, decât am făcut eu. Dar toate prin Hristos, prin Fiul lui Dumnezeu. Că, atenție, ideea asta să avem credință, ai credință, da, mare credință, nu este suficientă pentru mântuire. Tu trebuie să ai credință, întrebarea este în cine ai credință. Tu trebuie să ai credință în Hristos, da? Tu trebuie să ai încredere în Hristos și în oamenii lui Hristos. Pentru că dacă tu ai așa o credință
eu cred, cred în univers, cred în puterea mea, cred, aia te duce în iad. Deci nu e credința în sine, ci încrederea în Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci vezi că yoga aceasta și această stare în care omul se crede Dumnezeu fără Dumnezeu este exact starea îngerului căzut. Și prin yoga omul ajunge să devină demon. Deci omul se demonizează prin aceste practici yoga. La fel și prin bioenergie, prin homeopatie, prin cristaloterapie, prin radiestezie, prin așa numită terapie Reiki, prin acupunctură, care sunt toate sunt neoșamanisme. Asta se numesc neoșamanisme. Practicilor și obiectelor aflate în legătură cu șamanismul clasic și cu vrăjitoria ambalată în știință. Este și partea asta. Cristale, metale vindecătoare, torsări, numit și starul medicinei bioenergetice, brelocuri anti-Wi-Fi, anti-4G, anti-5G, anatema. Deci toate acestea sunt de fapt moșmoande vrăjitorești șamanice, ambalate în știință, dar nu e nimic adevărat, nu e nimic științific acolo. Da, îi dezamăgiți pe foarte mulți părinte. Eu înțeleg persecuțiile acum mult mai bine. Da. Păi nu putem să spunem minciuni, nu? Păi, persecuția ca persecuția. Problema este că noi suntem obligați în fața lui Dumnezeu și a oamenilor să spunem adevărul, nu să mințim. Deci noi spunând adevărul, știu că adevărul doare, e supărător, dar ăsta e adevărul. Da. Toate aceste, noi nu putem să mințim. Deci pe noi nu ne salvează nici brelocurile anti-Wi-Fi, care sunt de fapt aceste brelocuri, sunt de fapt niște obiecte șamanice magice, care de fapt sunt legate și de yoga, și de bioenergie, și de parapsihologie, și de toate nebuniile acestea, care ce fac de fapt? Te iradiază mai mult decât Wi-Fi-ul și decât 5G-ul, pentru că îți dă energie demonică. Da, tocmai. Deci sunt ca un fel de amulete. Amulete, tot bravo. Spre idolatrie se exact. Duce treaba. Amulete magice, exact. Da, exact. Da. Deci, da, vreau să lămurim o altă chestiune. Am cunoștințe care zic, hai să nu mai folosim numele de Dumnezeu, că trimite la Zeu, Domnul Zeu, ci să folosim... să vorbim despre creator, de divinitate și așa mai departe. Cum ați putea lămuri această chestiune? Atâta timp cât există ca și termen comun în limba română Dumnezeu, Tatăl Ceresc, Creatorul, știe că la el ne referim atunci când îl caracterizăm ca fiind triada, cea de o ființă și nedespărțită. Ca fiind Iahve, cel ce este, Creatorul nostru. Adică noi folosim niște termeni, Dumnezeu, chiar dacă termenii respectivi nu sunt exacti, Dumnezeu știe că la El ne referim, nu ne referim la altcineva. Bineînțeles că este bine să folosim termenii corecți, cum este triada, da, trinitate, triadă, triada este cuvântul de limbă greacă, care exprimă același lucru ca și trinitate, dar este un cuvânt mai puternic, triadă. Triada cea de o ființă și nedespărțită, Creatorul lumii, da, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar Elohim, Dumnezeu, Elohim în limba română s-a tradus cu Dumnezeu. Adică Theos exista și în limba greacă, Thei, Dumnezeii, și noi spunem Theos, o Hristos ineo Theosmas. Hristos este Dumnezeul nostru. El e Dumnezeu pentru noi. Da. Deci în momentul în care definim ce înțelegem prin Dumnezeu și dumnezeire, pentru că noi folosim și cuvântul îndumnezeire, de exemplu, ce cuvânt am putea să folosim altceva? Noi folosim cuvântul acesta. Dar noi folosim cuvântul acesta și este foarte important că îl folosim. Pentru că îl înțelegem despre ce este vorba și Dumnezeu îl înțelege, bineînțeles. Părinte, pe când un nou sinod, care să nu fie minciună sinod, să condamne războiul. Pentru că e o cursă a înarmării și nu știu... Parcă vor să dinamiteze lumea, efectiv, niște demenți care se cred stăpânii lumii. Și, bineînțeles, să condamne și sinodul din Creta și așa mai departe. Deci ce facem cu aceste războaie care se pot intensifica? Da,
aceste războaie se intensifică datorită lipsei de iubire. Dacă oamenii, de exemplu, s-ar iubi între ei, nu ar putea să existe război. Pentru că cum poți să-l omori pe celălalt? Deci ar fi pace. Dar pacea înseamnă că noi să ne considerăm frați cu toți creștinii ortodoxi, să mergem să facem misiune la necreștinii ortodoxi, să-i aducem la ortodoxie și ar fi, totul ar fi o mare pace. Războiul înseamnă faptul că omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Deci ca degeaba se condamnă războiul de către un sinod, dacă oamenii rămân tot în împietrirea inimilor și în ură față de ceilalți. Da. Nu se poate. Nu. Uitați, apropo de persecuție și de doamna aceasta care tot scrie mama preotesei Mihaela, așa, la un moment dat într-o emisiune din asta făcută, din asta absconsă, spunea, am să iau o pușcă și dacă l-aș vedea pe Părintele Matei, l-aș împușca între ochi. Deci asta public spusă de doamna respectivă. Deci iată despre ce vorbim. Adică oamenii, din păcate, atâtea că sunt mânați de ură și nu pot iubi, nu au iubire, sunt egoiști, sunt în stare de frustrare, de moarte sufletească, se chinuie. Oamenii aceștia rămân orbiți și normal că războiul este consecința normală a unei astfel de societăți. Deci dacă societatea a ales Creta și atâția oameni au putut să semneze acel sinod din Creta, atâția episcopi și oamenii nu zic nimic, nu se întâmplă nimic, nu se mișcă nimic, înseamnă că această societate își merită războiul. Este o chestiune care e o consecință a acestui lucru. Înțelegeți? Este o consecință a acestui lucru. N-avem ce să facem. E consecință. Și poate să fie și război, și bombă nucleară, și orice, și moarte, și ciumă, și boli, și orice. Toate acestea sunt consecințele depărtării noastre de Dumnezeu. Da. Iată, vreau să vă citesc un document. Mi se pare extrem de important. L-am descoperit întâmplător acum. Și cunoșteam acest document din 2017, scris de părinții din Muntele Athos, părinții prigoniți din Muntele Athos. Atenție! Da? Mi se pare un document excepțional. E semnat de părintele Iulian Prodromitu, dacă vă spune numele ceva, marele duhovnic român din Muntele Athos, duhovnicul schitului românesc Prodromu, de Gheron Gavril, celebru ucenic al Sfântului Paisia Ghioritu, de la Chilia Sfântul Hristodul, de la Sfânta Mânsie cu Tlumuș, Gheron Ilarion, Chilia Sfântul Maxim, Mărturisitorul, Sfânta Mănăstire cu Dumuș, monahul Dositei, Chilia Sfântul Maxim, Mărturisitorul, ieromonahul Hariton, Chilia Înălțării, Domnului, Sfânta Mănăstire Vatoped, monahul Heruvim, Chilia Sfinților Arhangheli, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre și fostul monah de la Marea Lavră, Sava Lavriotul. Aș vrea să vă citesc, așa poate să spicuiesc din acest document, pentru că mi se pare extrem de important asupra luptei pe care trebuie să o ducă părinții români pentru apărarea ortodoxiei. Deci document din 2017 în care părinții atoniți sprijină pe părinții din Biserica Ortodoxă din România, care au întrerupt pomenirea episcopilor care acceptă minciunul sinodul din Creta 2016. Iubiți părinți, monahi, monahii și mirenei binecuvântatei Bisericii Ortodoxe Române, cu multă bucurie în suflet am aflat de râvna și dragostea voastră pentru Dumnezeu și pentru Biserica sa cea sfântă, pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Râvna și dragostea aceasta sunt bineplăcute înaintea Domnului Hristos, dacă sunt unite cu smerenia cugetului. Având în vedere că Sinaxa de la Volos nu a putut sprijini în mod direct pe părinții mărturisitori care au primit pomenirea, având în vedere că mulți din Sinaxă nu au întrerupt pomenirea, noi, părinții aghioriți, sprijinim și încurajăm oprirea pomenirii pe care a făcut-o. Scopul opririi pomenirii nu este de a ne îngrădi în scop egoist și de a ne autosalva din prăpastia ecumenismului, pentru că dacă ar fi așa, am fi mai deplâns decât ecumeniștii relativiști, care sunt înșelați de șarpele cel vechi. Părinții care au întrerupt pomenirea trebuie să fie cu teamă și cu tremur mare de a nu greși, de a nu duce suflete pe calea unei extreme, a unei rătăciri, ca nu cumva oprirea pomenirii să fi fost mânată de patimi omenești.
Iar acest lucru se observă atunci când frații se mânie și nu au ajuns la maturitatea duhovnicească de a înțelege că oprirea pomenirii nu este un scop în sine, ci un mijloc pe care părinții l-au folosit întotdeauna ca metodă de eradicare a ereziei, punând presiune pe sinoade și pe episcopi pentru a se lepăda de erezia respectivă. În prezent avem erezie cutremurătoare, care nu este doar o erezie cristologică sau pneumatologică sau antitrinitară, ci le cuprinde pe toate noua erezie a ecumenismului. Ecumenismul este o erezie ecleziologică, în principal, prin care se atacă însăși ființa bisericii, vorbindu-se de ajungerea la unitate fără a se mai pomeni despre eretici. În ecumenism se vorbește despre o biserică în afara bisericii, inversându-se definiția Sfântului Ciprian: în afara bisericii nu există mântuire. În declarația de la Toronto, astfel încât, după noua gândire ecumenistă, în afara bisericii se găsește biserica. În textele sinodului din Creta, în chip viclean, s-au introdus învățăturile eretice, diplomatice și schizofrenice, amețitoare, făcute special pentru a induce în eroare, neclare, lipsite de acrivie teologică și înglobând toate teoriile ecumeniste: teoria baptismală, teologia eucharistică, teologia ramurilor și toate celelalte teorii eretice, denumirea istorică de biserici pentru eretici, dar mai ales acceptarea așa zisului dialog catastrofal pe platforma eretică numită Consiliul Mondial al Bisericilor. În fața acestei ofensive împotriva ecleziologiei ortodoxe, care vine oficial cu sinodul din Creta, ierarhii bisericii voastre, deși au avut o poziție ortodoxă în cadrul discuțiilor, totuși au cedat și, vai, au semnat documente eretice cu toții. Și nu numai atât, ar fi avut șansa ca în sinodul bisericii locale de la București să fi respins sinodal ceea ce au semnat. Am citit inițial cu oarecare bucurie traducerea în limba greacă a hotărârii Bisericii Ortodoxe Române, anume că textele trebuie să fie explicitate, să fie respinse în parte sau dezvoltate de către un viitor sinod panortodox. Explicitarea acestora nu trebuie realizată sub presiunea timpului, ci în cazul în care nu există un consens panortodox, ele trebuie amânate și perfecționate până când se va realiza un consens, bazilica.ro. Ulterior, însă, am aflat că termenul limba română era nuanțate, în niciun caz respinse. Deci, vedeți, au tradus greșit în limba greacă ca să-i păcălească pe greci că românii ar fi zis că să se respingă textele. Astfel, în urma hotărârii BOR, se lasă să se înțeleagă faptul că nu se contestă sinodicitatea a ceea ce s-a petrecut în colimbarii, adică în Creta, deși avem deja două hotărâri sinodale ale Bisericii Ortodoxe Antiohiei, care spune că la Creta nu a fost un sinod, ci o întâlnire a unor întâi stătători, da? Și a sinodului Bisericii Bulgare, care a hotărât că adunarea din Creta nu e nici sfânt, nici sfântă, nici mare, nici sinod. De asemenea, Mitropolitul Serafim al Pireului, Serafim al Chifirelor, Pavlos al Glifadei, Ambrozii al Calavritei, Ieroteos al Nafpactosului și mulți alții s-au exprimat, unii în termeni foarte duri și clare, alții în termeni mai economici, dar toți păstrând aceeași idee, anume că nu avem de-a face cu un sinod, ci cu o acceptare oficială a ereziei ecumeniste în Biserica Ortodoxă prin texte eretice, diplomatice și schizofrenice. Prin rezoluția sinodală pe care o dă Sinodul Ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române, rezultă că se acceptă că Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, în ghilimele, este cu adevărat sinod, da, iată, este cu adevărat sinod, da, de aceeași importanță, da, cu sinoadele adevărate ale bisericii. Doar că la un viitor sinod de aceeași importanță să nu mai fie presiunea timpului și să nu se ia hotărâri decât în consens panortodox. Adică recunoscând implicit că nu există consens panortodox, dar în același timp să se expliciteze mai bine ceea ce s-a adoptat în prezent. Cum e posibil să se accepte ca fiind sinod și mare și sfânt, dar care nu e în stare să dea texte clare? Cu atât mai mult cu cât sunt texte contestate de 80% din ortodoxi. Cum e posibil să accepte ceva ca fiind sfânt, atâta timp cât chiar ei spun că s-au făcut lucruri sub presiunea timpului și că lucrurile nu sunt clare? Să nu uităm că nu numai antiecumeniștii pun sub semnul întrebării sinodul din Colimbari, adică din Creta, ci și personalități cunoscute ca fiind ecumeniști, ca Hristos Ianaras, Calistos Wer și alții. Oare sinodul Bisericii Ortodoxe Române nu realizează că, având o astfel de poziție, induce schismă în biserică?
Oare nu realizează că atunci când îi acuză de schismă pe părinții care au pe dreptate au aplicat canoanele bisericii, întrerupând pomenirea, de fapt se autoacuză? Pentru că schisma înseamnă îndepărtare de la adevărul bisericii și cine acceptă sinodul din Colimbarii se îndepărtează de la adevărul bisericii. Noi, părinții aghioriți, deci părinții din Sfântul Munte Athos, susținem în mod deschis întreruperea pomenirii numelor episcopilor care au acceptat sinodal erezia de la Colimbarii, Creta, și nu s-au delimitat măcar printr-o scrisoare publică de acest pseudosinod. De asemenea, îndemnăm pe părinții care au oprit pomenirea să fie cumpătați și să nu încurajeze mișcările schismatice, patimile oamenilor care încep să culească pe părinții care nu au oprit pomenirea și să-i primească pe toți la Sfântul Potir. Să nu pomenească alt episcop în loc, nici să caute episcop din alte biserici locale, pentru că acest lucru este necanonic. Este suficient lor că au întrerupt pomenirea și mărturisesc ortodoxia. Avem cunoștință de faptul că există părinți, teologi, monași și maici care nu au întrerupt încă pomenirea, dar fac o lucrare de luminare a poporului prin scrieri, prin mărturisire publică, prin site-uri, prin cărți și prin alte mijloace. Iar cine judecă pe aceștia și cad în extreme, vor cădea și din biserică. Așteptăm ca toți părinții și ierarhii să întrerupă pomenirea. Noi, părinții aghioriți, nu încurajăm fenomenele sectare, schismă, evlavia față de înșelați, așa zis sfinți, adică cum e Arsenie Boca, de exemplu, și nici nu încurajăm teribilismul și pe felurism monași care umblă din casă în casă și se dau mari mărturisitorii credinței adunând foloase materiale. Adevărații mărturisitori sunt smeriți, cuminți, nu fac vâlvă cu faptul că au oprit pomenirea. Atunci când părinții atoniți au oprit pomenirea celui de tristă amintire, Patriarh Atenagora, nu au pomenit alt episcop în loc și aveau comuniune cu cei care pomeneau, cu condiția că atunci când vin în mănăstire să nu pomenească, iar toți mirenii erau primiți la Sfântul Potir. Părinții care nu pomenesc sacrifică multe pentru credință și pentru aceea vor primi cunună. Este de menționat faptul că oprirea pomenirii nu are nicio valoare în cazul celor care au oprit pomenirea, dar nu au anunțat episcopul și nu au făcut public acest lucru. Înainte de a întrerupe pomenirea, trebuie, bineînțeles, să se discute cu episcopul locului, să se expună clar lucrurile, să se dialogueze. Iar dacă ierarhul se leapădă public de hotărârile sinodului din Creta, oprirea pomenirii nu mai are sens. Înalt preasfințiților arhierei ai Bisericii Ortodoxe Române, le transmitem cu smerenie că orice prigoană asupra părinților care mărturisesc, fie prin întreruperea pomenirii, fie prin orice altă formă de mărturisire, este necanonică, având în vedere că au semnat în Creta oficializarea ecumenismului și nu fac altceva decât să le dea cununi de drept măritori celor prigoniți. De aceea îi rugăm să nu lovească cu piciorul în țepușă, ci să repare ceea ce stă în putința lor. Dacă nu sinodal, măcar fiecare ierarh în parte să se lepede public de erezia ecumenistă și de pseudo-sinodul din Creta. Erezia ecumenistă a fost condamnată de sinodul rușilor din afara Rusiei, de la Vancouver, din anul 1982. Unirea sinodului Rocor, adică rușilor din afara Rusiei, cu Moscova, având ca și condiție principală tocmai recunoașterea de către Moscova a tuturor hotărârilor sinodului Rusiei din afara Rusiei, inclusiv sinodul de la Vancouver, care a condamnat ecumenismul ca erezie, sinodul Moscovei acceptând acest lucru. De asemenea, ecumenismul a fost condamnat de sinodul Bisericii Georgiei în 8 octombrie 1998 și nu acceptă sinodul din Creta. Apoi există și o condamnare interortodoxă de către sinodul Bisericilor Ortodoxe de la Moscova în anul 1948, unde au participat 9 biserici autocefale, inclusiv Biserica Ortodoxă Română. Ecumenismul a fost de asemenea condamnat de Sfântul Iustin Popovici ca fiind panerezie. Toți sfinții și părinții secolului al XX-lea au condamnat în scris și verbal ecumenismul și l-au cunoscut ca fiind eretic. Sfântul Serafim Alexiev, Augustin Candiotis, Paisie, Dionisie de la Colciu, Iustin Pârvu, Arsenie Papacioc, Iulian Prodromitu, Efrem din Arizona. Conștiința bisericii reprezentată prin părinții curățiți de patim, luminați și îndumnezeiți, condamnă ecumenismul ca erezie. Clar în prezent, pseudosinodul din Creta a fost criticat și osândit de rezoluția de la Chișinău, semnată de părintele Teodor Ozisis și domnul Dimitrie Țelenghidis și de mulți părinți, de sinodul Bisericii Bulgare, de sinodul Bisericii Georgiene și de mulți ierarhi
preoți, românași, monași, monahii și mireni din toată lumea, precum și de Sinaxa de la Volos, dar și de Sinaxa noastră din Sfântul Munte, a părinților și pusnicilor de la chilii, mănăstiri și schituri. Din acest motiv, părinții și frații, dar și mirenii, care nu mai merg la bisericile unde se pomenesc ierarhii, ce au acceptat creta, sunt îndreptățiți să facă acest lucru din punct de vedere canonic. Oprirea comuniunii bisericești în cazul de față și totdeauna, când există erezie, ține de conștiința fiecăruia, mirean sau preot sau episcop sau sinod local. Ei sunt îndreptățiți întâi de Sfânta Scriptură, Galateni 1:8, 2 Ioan 10, 2 Corinteni 6:14-17, 2 Petru 2:1, apoi de canonul 31 apostolic. Dacă episcopul nu este vădit cu nimic vrednic de osândă în privința dreptei credințe și a dreptății, nu se poate despărți de el clericul, dar și de constituțiile apostolice. Capitolul 19 din cartea a doua responsabilizează și pe mireni, arătând că nu trebuie să urmeze pe păstorul care îi duce la pierzare. Apoi de Sfântul Vasile cel Mare, scrisoarea 242, Tisdicis, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Ioan Hristostom, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Maxim, Mărturisitorul, Sfântul Sofronie, Patriarhul Alexandriei, Sfântul Teodor Studitul, Sfântul Fotie cel Mare, Sfântul Grigore Palama, Iosif Vrienios, Marcu al Efesului, Canonul 15, 1-2 Constantinopol, caz de erezie, întreruperea pomenirii și de asemenea de sinodul al VII-lea ecumenic, care cerea ca cei care nu s-au depărtat de împreună împărtășirea cu iconoclaștii să fie reprimiți în Biserica Ortodoxă prin scrisoare de lepădare de erezie iconoclastă, pentru că nu s-au depărtat de comuniunea cu iconoclaștii care încă nu erau condamnați de sinod. Procesele verbale ale sinodelor ecumenice, tomosul 3, pagina 729. Noi, părinții atoniți din Sfântul Munte Athos, care am întrerupt pomenirea, ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze pe toți ierarhii Bisericii Ortodoxe Române ca să îndrepte ceea ce acum se poate îndrepta ușor și fără costuri. Să nu uităm că aici nu ne putem juca cu sufletele oamenilor și oricâtă putere lumească ar avea cineva, tot într-o zi va ajunge în fața dreptului judecător să dea răspuns pentru cele ce a făcut în viață. Nu dorim să fim în locul ierarhilor care au semnat în Creta și nu s-au lepădat public de acesta. De aceea rugămintea noastră este să aibă milă arhierei, în primul rând, de sufletele lor, pentru că nu vor fi veșnici pe pământ. Părinții care au întrerupt pomenirea sunt sinceri și nu au alt scop decât eradicarea unei erezii, nimic altceva. Nu doresc să-și facă biserică personală, nici nu doresc să fie în neascultare față de păstori, dar ca să poată fi în ascultare, e nevoie ca păstorii să drept învețe cuvântul adevărului lui Hristos. Semnat Gheron Gavril, Gheron Iulian Prodromitu, Gheron Saba, Gheron Ilarion, monahul Dositei, ieromonahul Hariton, monahul Heruvim. Da. Și apoi ceilalți părinți aghioriți care au semnat. Mi se pare un text extraordinar de echilibrat, de bine pus la punct, în care arată faptul că părinții autentici atoniți sprijină lupta împotriva ecumenismului și a sinodului din Creta într-un mod foarte savant, teologic, chintesența. Au cuprins totul într-o scrisoare așa, au arătat exact într-un mod nepărtinitor, nu? Foarte bine echilibrat, foarte echilibrat realitatea. Părinte, am găsit un comentariu foarte interesant, îi mulțumesc domnului Sever din comentarii de aici de pe Facebook, pentru că ne-a scris mai multe. Spune așa un lucru de care nici eu nu știam. De ce la botez suntem botezați ca robi? Știți, se folosește expresia aceasta, sclav, rob, legați de moșie, slugi, ar fi o explicație de-a dânsului. Dar ceea ce e important vine acum. La pocăiți nu se botează ca robi. Am întrebat un pocăit. Foarte interesant. Da. Da. Se botează. Se botează robul lui Dumnezeu, spune de acolo, da. Păi, și la pocăiți se botează liberul lui Dumnezeu sau cum omul liber. Păi, sau... da, dar în momentul a fi rob al lui Dumnezeu sau a fi liber. Corect, da.
Avem libertate totală dacă suntem într-un Dumnezeu. Exact, adică libertatea înseamnă, deci libertatea înseamnă robie și robia înseamnă o așa zisă libertate. Deci este după aceea. Da, vă rog, dacă da, este de complet. Deci e vorba despre deci libertatea ți se acordă atunci când ești în Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu e cel care îți dă libertate. Altfel ești într-o robie. Adică niciodată nu nu putem să nu putem să fim liberi dacă nu suntem în Dumnezeu. Vom fi robii satanei. Da. O să vreau să lămurim și aceasta cu veșmintele preoțești, pentru că am văzut-o la mai mulți vehiculată, că de ce poartă haine negre, zice așa, deci este obligatoriu ca preoții să poarte, scrie aici simpatic, așa, uniformă de stat neagră, la fel ca judecătorii, avocații, grefierii, jandarmii și poliția, da, păi nu, dacă au negre. Nu este uniforma de stat. Deci îmbrăcămintea preoțească nu este uniformă de stat, pentru că biserica ortodoxă nu e biserică de stat. Și nu există în cutumele statului uniforma bisericească, pentru că biserica e un ONG, organizație non-guvernamentală, deci nu există uniformă de stat. Pur și simplu, tradiția în România sau în ortodoxie se poartă această haină musulmană. Dar asta este, înainte se purtau la țară, preoții purtau ițari, erau îmbrăcați în costum național și aveau o cruce la gât. Prin asta se deosebeau că sunt preoți. Adică astea sunt lucruri neimportante, dar eu, în niciun eu, caz eu mai țin, nu e o uniformă. Ca o paranteză așa simpatică, cumva mi-l aduc aminte pe bunicul dinspre mamă, cămașa de noapte. Avea și bunicul cămașă de noapte, de se rugau frumos, erau ca da. Niște îngeri, bunica și bunicul. Da. Și purtau cămașă de noapte. Deci de fapt, foarte interesant. De fapt, e ca o cămașă și reprezintă, de fapt, haina botezului. Da, da, că erau albe, da. Da, după vedeți aia, această gândire, această mare confuzie care se face în România, și anume că preoții sunt asimilați unor funcționari de stat, care poartă uniformă ca și cum ar face parte dintr-o armată a statului. Deci vedeți că asta contrazice tocmai ideea aceasta ascultării de biserică, pentru că biserica nu e statul. Deci statul poate se supune bisericii, dar biserica nu se supune statului. Nu, înțelegeți? Părinte, dar eu am o nelămurire. Nu prea pot să înțeleg așa cum trebuie. Ce este cu preoții militari? Apropo că bate și războiul ăsta la ușa României cumva, adică nu înțeleg rolul lor, cumva, nu știu, ce treabă are cu armata un preot? Da, este iarăși pe această idee de servire religioasă, să deservim religios, este taraba religioasă, să deservim și pe aceea, să le dăm acolo aghiazmă în cap. Da, este acea idee de religiozitate, da. Bun, după aceea, și aici zic eu că e mai importantă clarificarea, cum ne raportăm la episcopul care se tratează și recomandă homeopatia, mie mi se pare destul de grav, dar în același timp este și propovăduitor al părintelui Arsenie Boca, care, apropo, n-a fost canonizat, dar nu știu de ce tot cu Sfințișorul Ardealului în gură sunt atâția români, cât și semnatar la Creta. Aoleu! Deci, cum ne raportăm la un astfel de episcop? Păi plecăm de la el, fugim de un astfel de episcop. Nu mai avem comuniune cu el. Dar asta nu înseamnă că ne rupem de Biserica Ortodoxă. Cum să te rup de Biserica Ortodoxă? Păi ce, Biserica Ortodoxă înseamnă episcopul? De când Biserica Ortodoxă înseamnă doar episcopul? Biserica Ortodoxă înseamnă pleroma bisericii, pliroma. Pliroma înseamnă echipaj. Pe un vapor avem un echipaj. Dacă, deci nu e numai comandantul, nu e numai cel care e la cârmă. Toți mateloții fac parte din echipaj.
La fel și în biserică, dacă cârmaciu o ia la vale, noi îl dăm jos de la cârmă, pentru că cârmaciul respectiv ne duce și ne lovește în stânci. Și atunci normal că nu mai asculți de cârmaciul respectiv, de comandantul care dacă într-un război, că tot vorbim de război, dacă într-un război generalul spune ca să lăsați armele jos și nu mai atacați pe dușman, lăsați să ne cucerească, ce fac soldații? Îl împușcă pe general, nu? Nu ascultă ordinele lui, nu-l mai ascultă pe el, nu? Dacă se întâmplă lucrul acesta. Nu mai ascult generalul, nu? Pentru că el... Nu știu, eu n-am făcut armata, părinte, nu știu, nu vreau să vorbesc ca iurel. Nici eu n-am făcut armata, dar când se întâmplă așa ceva, când un general trădează pentru cei care... Așa, armata nu mai ascultă de el. Pentru că înseamnă că ar deveni și trădători. Nu? Da. Am pomenit la un moment dat despre carierism în cadrul Bisericii Ortodoxe. Și în alte emisiuni am vorbit de episcopocentrism, deci cumva o ierarhie care eludează până la urmă rolul pe care ar trebui să-l aibă preoții, prezbiterii din cadrul bisericii. Păi... Adică, din păcate, nu prea știu credincioșii aceste lucruri. Diferența între episcop și preot, vă rog. Prezbiterul și episcopul sunt același lucru, în fond. Da. Ei sunt episcop și fiecare prezbiter are succesiune apostolică, la fel ca și fiecare episcop. Nu îi se acordă un har special episcopul. Episcopul este doar cel care coordonează o eparhie, un oraș, o regiune. Dar, și care poate hirotonisi. Care poate hirotesi, care poate hirotesi. Da. Dar biserica a dat unuia dreptul de a hirotesi ca să nu se creeze tulburare, să nu se apuce fiecare să hirotesească, să facă, să dreagă, să fie o ordine. Dar în momentul, toți Sfinții Părinți spun același lucru, începând de la Sfântul Ignatie Teoforul, că în momentul în care episcopul devine eretic, tu nu mai trebuie să mai asculți de el, că ascultând de el, dacă episcopul locului spune că Hristos e un satanist, tu mai asculți de episcopul ăla, că ăla nu mai reprezintă pe Hristos. N-avem discernământ? Adică tu mai mergi după ăla, uite, că te să faci ascultare de episcop. Păi dacă ăla spune că Hristos e un satanist, pentru că de fapt ei asta fac. Prin sinod de la Creta ei asta spun, că Hristos e un monstru. Păi și tu ce faci? Tu asculți de el? Nu! Cum să asculți de el? Tu asculți de Evanghelie. El e acolo pus tocmai ca să coordoneze. Nu mai coordonează, nu mai asculți de el. Nu mai comuniune cu el. Asta nu înseamnă că te-ai rupt de biserică. Că biserica nu e episcopul. Biserica nu stă în episcop. Biserica stă în Hristos. Biserica înseamnă comuniunea noastră cu Hristos. Nu cu episcopul. Episcopul poate să fie, dacă este ortodox, atunci da, ai comuniune cu episcopul. Și, dar nu doar cu episcopul. Ai comuniune cu prezbiterii, ai comuniune cu credincioșii. Îl ai trupul lui Hristos, e un trup unitar. Dacă devine un parazit episcopul și are o gândire parazitară față de trup, normal că îl tai din trupul bisericii. Nu mai ții cont de el. Dovada acestui lucru o vedem la Sinodul 7 Ecumenic. Când toți, atenție mare, George, toți cei care au rămas în comuniune cu episcopii iconoclaști, ca să revină la ortodoxie, au trebuit să facă, să declare că se leapădă de acei episcopi iconoclaști și de iconoclast și să fie mirunși, atenție, deși ele erau episcopi canonici. E ca și cum se face un sinod și toți popii și episcopii și patriarhul, ca să poată să fie reprimiți în Biserica Ortodoxă, că ei s-au lepădat de ortodoxie prin ceea ce au făcut. Deci ei sunt în afara bisericii, atenție. Va trebui să dea în scris, mă lepă de erezie ecumenistă și de sinodul din Creta și mă reunesc cu Biserica lui Hristos și mă primesc mirungerea. Înțelegeți? Deci ei deja s-au pus pe ei în afara Bisericii lui Hristos.
Și atunci cine rămâne în Biserica lui Hristos? Cine mărturisește ortodox, indiferent că e preot, că e monah, că e mirean, că e copil, că e bătrână, că e babă, că e moș, n-are importanță. Atât timp cât tu mărturisești ortodox, rămâi în Biserica lui Hristos. Și apropo de asta, avem cartea aceasta a lui Ivan Andreev, Sfinții Catacombelor Rusiei, Viețile Noilor Mucenici. Păi exact în cartea aceasta, vedeți că o găsiți la librăria Sofia, scrie despre aceste lucruri. Când au venit comuniștii, au preluat biserica, da? Și au zis, e biserica comunistă. Cine nu face ascultare de biserica comunistă, e împușcat. Și atunci ei au zis, nu mai putem să avem încredere în episcopii noștri. Și atunci, iată, au intrat în catacombe. Și aceștia sunt sfinții bisericii ortodoxe actuale a Rusiei. Sfinții catacombelor Rusiei, înțelegeți? Și acolo au hirotonit în catacombe și episcopi, și prezbiteri, și diaconi. Au făcut monahi, monahii, dar toți erau îmbrăcați în civil, nu știau care sunt. Ei se adunau în catacombe și toți sunt mucenici pentru că au fost prinși și omorâți. Deci uitați-vă, avem cartea lui Ivan Andreev, da? Așa, care a fost interzisă în America, atenție. Această carte a fost interzisă. Și acum a fost publicată cu ajutorul lui Dumnezeu de Daniel Vasile. Ia uitați-vă, această carte o găsiți la librăria Sofia. Deci, ia uitați ce spune episcopul Damaschin de Gluhov. Ia uitați. Suntem o minoritate. Suntem o minoritate. Adică și nepomenitorii, și cei antiecumeniști, și cei care sunt împotriva sinodului din Creta, suntem o minoritate. Și noi acum, suntem tot o minoritate. Nu? Ce înseamnă aceasta pentru noi? Adică faptul că suntem o minoritate. Trebuie să ne retragem din fața ateismului militant, să nu fie aceasta. Adică, ca și cum am spune astăzi, trebuie să ne retragem din fața ecumenismului, să nu fie asta. Indiferent de cât de puține am fi, întreaga putere a făgăduinței lui Hristos cu privire la invincibilitatea bisericii rămâne cu noi, George. Rămâne cu noi, cu ea puțin. Cu noi este Hristos, biruitorul morții și aliatului. Istoria creștinismului ne arată că în toate perioadele când ispitele și ereziile au turburat biserica, purtătorii adevărului bisericii și cei care l-au exprimat au fost puțini. Ia uzi, au fost puțini, George. Niciodată n-au fost mulți. Dar acești puțini, cu focul credinței lor și cu statornicia lor zeloasă în adevăr, da, i-au aprins treptat pe toți. Același lucru se va întâmpla și acum dacă noi, cei puțini, ne vom împlini datoria înaintea lui Hristos și a bisericii sale până la sfârșit. Episcopul Damaschin de Gluhov. Poftim. Iată. Aceeași situație a fost. Citiți cartea. Puneți mâna și citiți cartea. Să înțelegeți ce vremuri trăim astăzi. Că dacă nu citiți cartea asta, nu o să înțelegeți. O să ziceți, biserica episcopul ăla ecumenist trădător. Și dacă nu sunt cu ăla, nu mai sunt în biserică. Aiurea. Asta e minciună drăcească. Cum să fie cel care spune de Hristos că e nebun, să fie episcopul lui Hristos. N-are cum. N-are cum. De un astfel de episcop trebuie să te îndepărtezi, trebuie să te rup de el, ca să rămâi în biserica lui Hristos. Dar asta e greu de înțeles de poporul religios mort, care se duce și aprinde lumânări și face tot felul de obiceiuri la mormântări și... Înțelegeți? George, nu te mai auzim. Mai este un alt obicei, spuneam, și o să vă spun imediat despre ce este vorba, dar nu înțeleg de ce nu mai merge. Poate ați auzit de părintele Constantin Necula. A primit titlul de doctor, incredibil, mi se blochează telefonul, deci nu mă lasă să văd articolul. Ora de Sibiu a scris despre treaba asta, dar nu s-a deschis site-ul. Am văzut și pe gândul, deci ieri a primit de la Academia Forțelor Terestre titlul de doctor honoris causa. În fine, e o ciudățenie. Iată, acestă, mâine pe mine o să zică Sfințișorul Necula. Adică, mie mi se pare destul de ciudat. Întrebarea mea este, acest părinte Necula mărturisește împotriva minciunilor sinodului din Creta? Anatematizează ecumenismul? Dacă nu, poate să primească toate cadourile lumești. Nu contează. Din păcate, n-am să mai pot să mai stau în continuare, că mai am încă despovedit
Da, da, părinte, chiar vă mulțumesc că am reușit să facem o altă emisiune, să nu creadă lumea că există o disensiune așa sau că nu mai sunteți bine primit la postul TV pe care l-ați cofondat, adică ar fi fost chiar culmea. Așa. Să ne revedem cât mai curând, să fie pace, Doamne ajută. Mulțumim tare mult, părinte. Doamne ajută. La revedere. Doamne ajută.